Consiliere, bună ziua, bine ați venit. Ne vedem la o ședință foarte întinsă. Așa cum a fost convocat în ședința de astăzi, conform dispoziției 41/15/2018, din consultarea Consiliului de Prezenți, suntem toți prezenți, 13, fiind într-unit astfel cu vorbul prevăzut de articolul 40 din legea 215, cu un contact pe legea 215/2001, publicată și modificată. Vă rog să-mi permiteți să vedeți următoarea ordine de zi. Articolul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 25/2018 și a ședinței de îndată în data din 5/2018. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării priorității din plan de acțiune de 2018 la nivelul Comunei Curteni. Acest proiect este înțeles de un primar. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiatorul domnul primar. La punctul 4, proiect de hotărâre privind acordarea calificativă de evaluare a performanței pentru secretarul Comunei Sfărțeni. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local urmat cu Sfărțeni pe anul 2018. În inițiare, strategia Sfărțeni. La articolul 6, avem întrebări, interpelări importante în primar, Consiliul Local, declarații politice. Și asta, domnule? Hai să întreb, dar este. Mai avem o problemă, aprobat și introducerea peste ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar de la Școala Sfărțeni, pe luna ianuarie 2018. De asemenea, mai avem, domnule consiliere, așa cum se știe de la ședința ordinară din 25, a fost amânat proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei. Noi nu am făcut acum proiectul cu puncte bune. Domnul Niță. Pentru domnul Niță. Am primit adresa de am venit răspuns. Așa. Și încercăm să dăm. Da. Ce au răspuns? Cu partea din spate este răspuns. Dăm. Acum, cel important a fost de o subliniat roșu, nu? Da, asta e problema cea mai importantă a Comunei Sfărțeni. Suntem prezenți. Convocatorul este semnat. Prezența, rapoartele de avizare de la comisie sunt venite, supun spre vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două noi proiecte de contarea pentru școală, anavete cadrelor didactice. Cine este pentru? Vă întreb, am o întrebare aici, dacă n-am ridicat mâna, pentru că am văzut că este informarea aia cu cheltuielile lui doamna Nedel, cu care face bunar. Am văzut că nu-i trecute deloc. Pune o băgăm totuși, ca să fie totuși... Domnul consilier, vreau să vă spun că am înțeles că dacă tot se discută pe buget, să fie cheltuielile clare pe ianuarie, am introdus-o la buget finanțe. Bun. Da. Da, da. Acolo intră, da? Da. Acum să văd, deci la n-am sesizat pentru nou proiect de pe ordinea de zi, domnul Dan Firescu, pentru navetă, pentru suplimentarea de zi. Nu, a venit ca suplimentare, am votat suplimentarea. De contarea contravalorii. În principiu noi am spus că să evităm partea asta, să le facem la timp, să nu mai suplimentăm mereu, da? E nevoie de ea, o ridicăm, o aprobăm. Când au venit și aprobat. Iar la supun spre vot suplimentarea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind proiectul vechi amânat cu Niță. Da, spre dezbatere. Dezbatere. Da. Este pentru? Urmarea Comunei Sfărțeni, 16.02.2018. Trebuia să fie mapă proiectul și cu Alex asta. Da, asta e chestia. Votăm dacă intră pe ordinea de zi sau nu acest proiect. Da. Nu-l votăm. Deci era de prima de trecut pe ordinea de zi. Că văd că e adresa bine, de mult. Bun. De acord. Trecem să aprobăm.
La articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 25.1.2018 și a ședinței de îndată din 5.02. Ați primit probabil la mape, ați studiat, dacă sunt ceva discuții pe baza procesului verbal. Nu este, atunci supunem la... Discutăm. Da. Deci, nu mă regăsesc cu cele discutate în procesul verbal din ședința ordinară. Să mă treceți pe ordinea de zi și pe mine. Da. Am și eu o remarcă. Deci, la procesul verbal care? Din 25? Ședința ordinară. Din 25. Din 25. Da. Nu te regăsești cu prescrie, domnul secretar. Discuțiile care au avut loc. S-au mai sărit de nimeni sau cum? Nu sunt menționat în procesul verbal. Eu știu exact ce am discutat, ce am vorbit, ce copii. Nu mă regăsesc în procesul verbal. Deci, ați conținat? Da. O să dau și explicații dacă e necesar. Punctele unii nu mă regăsesc. Deci veniți cu răspuns privind procesul verbal la următoarea ședință, da. Fie că e extraordinară, fie că e de îndată. Cu ceea ce menționează domnul Zanfirescu. Domnul Eugen Zanfirescu? Aș vrea să... Vă spun sincer că am citit cu mare atenție de fiecare dată procesele verbale ale ședinței și eu am constatat așa în timp că ceea ce spune domnul Mihăiță Zanfirescu este real. Dar nu știu cine și nici nu vreau să vă întreb, pentru că nu vreau să-mi bagnați un problem din asta administrative, domnul Anton, cine a făcut procesul ăsta verbal ultima oară. Nu știu, n-are nicio responsabilitate, pentru că, într-adevăr, eu știu ce au discutat oamenii ăștia, colegii mei aici, ce am spus și eu. Nici măcar românește în unele situații de aici, nu sunt redate în procesul verbal, gramatical și românește. Logic, frazele sunt trecute în dreptul altora, și eu mă duc aminte foarte bine. Exact. Unele afirmații care, de fapt, nici nu... Eu am văzut un răspuns al dumneavoastră, când v-a pus cineva o întrebare aici, nu dau eu nume. Eu nu l-am citit. Așa. Nu chiar aveți așa. Am văzut un răspuns al dumneavoastră, care eu știu ce răspuns ați dat, și trecut, nu știu, la altcineva, altceva. Deci, nu știu cine, pe cine pune domnul Dănil să facă treaba asta, dar atrageți-le atenția la doamna respectivă, domnul respectiv, doamne, scrieți exact ce spune lumea, că aveți bani, dar domnul. Acum. Păi asta e culmea că am avut încredere. Deci ăsta ultimul este într-un hal fără de hal. Vă spun sincer că mi-e și jenă. Nu știu, doamnă, că nu, nici nu mă interesează. Eu spun domnului Daniel, domnului Anton, să aibă responsabilitate, domnule. Că, deci, nu sunt gratuite, să știți. Eu nici nu vreau să fac o remarcă aici. Nu, dar... Dar asta e treaba. Și sunt convins că și ceilalți colegi mai au de spus, dar... Dacă am spus eu una și a spus Mihăiță, una cam același lucru este. Cam problema e generală. Eu am văzut niște discuții și știu cine le-a spus și trecute în dreptul altul sau trunchiate sau aiurea prostii. Deci nu, hai să facem treaba asta. Sunt niște documente care rămân și la o anumită chestie, la o anumită situație. Unde te duci să vezi? Acum. Stenograma care este procesul verbal al ședinței. În rest sunt de acord. Mai sunt alte discuții? Nu. Supun la vot acest articol. Cine este pentru? Se opune cineva? Marțu. Zanfirescu. Mihăiță. Mihăiță. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării priorități obiective plan
de acțiuni 2018 la nivelul acest corpul. Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. Ați văzut la mapă, v-ați uitat pe el. Nu? Domnul să vă spune aici. Și citesc proiectul de hotărâre de prima oară, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării proiectului de tip de plan de acțiune 2018 la nivelul Comunei Scoțeni de Bacăl. Primarul Comunii Scoțeni, având în vedere raportul specializat numărul 722 din 14-2018 al de secretarul Comunei Scoțeni, expunerea de motive numărul 723 din 14-2 a primarului Comunii Scoțeni, adresa 1035-2018 al instituției prefectului privind ordinul prefectului, județul Bacău, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Scoțeni, în temeiul prevederilor articolului 36, alineatul 2, litera și articolul 42, alineatul 96, raportat la articolul 115, alineatul 1, litera B din legea administrației publice locale numărul 25/2001, republicate cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea lucrării priorități obiective plan de acțiune 2018 la nivelul Comunei Scoțeni, conform anexei machetă care face parte din prezenta hotărârii. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința publică din 23-2018 a Consiliului Local Comunei Scoțeni, județul Bacău, și va fi adus la cunoștință publică prin afișare conform legii. Da, am văzut că ai la obiective, mai bine zis, despre baza sportivă. Ca și procentaj 95% cu 5%. Se referă în valori sau exact la lucrări? Pentru că aici scrie 1000 de euro. În tine, dar noi nu e vorba de 1000 de euro, că valoare e lei. Dar din ce știu eu, campanii care au fost pentru baza sportivă s-au cam plătit de anul trecut. Dacă e vorba de valoare. Dacă e vorba de lucrare... Păi, dar lucrare e un pic și valoare. Păi, dar pentru că diferența, deci, dacă, o rămășesc să vă clarific o treabă. Da, deci, la, la, da, suma care s-a plătit, de ce mi se pare dumneavoastră s-a cheltuit, mai era un rest de executat, din urmă. Deci, noi ceam, deci rest execuție. Și mai sunt necesari pentru finalizarea lucrării. Cu ce lucrări mai sunt aferente, am pus 40.000 pe fila de buget ca să terminăm să putem să o folosim cât de repede. Asta sunt lucrări ca pentru finalizare. Știu că de la prima discuție despre valoarea... Ați înțeles și vă zic eu? Au fost sume rest de executat neplătite din urmă, domnule. Okay, deci, ce am aprobat când am modificat proiectul, s-a stabilit o valoare, dar au fost sume din urmă. Eu am venit în Zampirescu, chiar au pus problema. Rest de execuții, domnule. Când s-au plătit, mai s-au plătit. Și vă spun, deci nu... Nu înțeleg nimic. Lucrările care le-am aprobat noi nu s-au făcut toate. Noi am plătit ce-au fost. Domnul, băiatul ăsta are dreptate. Eu am participat la recepție. Da. Da, înainte de a veni primul. Da. Când ați spus și aici în ședință, că, efectiv, din cauza vremii, nu mai putem continua lucrările decât la primăvară. Dar la timpul respectiv, da, să făcuse la școală, să finalizează, să finalizează, să zicem, lucrarea 80-90%, domnul Dregu, am fost acolo. Da, da. Așa. Noi am făcut o recepție, am semnat o recepție de vreo 1.280.000 sau 1.000.000, deci aici, până într-un 1.300.000, iar la cheltuielile din decembrie, dumneavoastră ați venit cu cheltuieli în decembrie de 1.750.000 de milioane. Deci ați plătit peste ceea ce am recepționat noi, încă 500 de milioane. Dumneavoastră i-ați plătit, de fapt, tot devizul care eu l-am aici. Uitați-l, domnul Amărâș. Devizul de 1.750.000. L-ați plătit tot, dar lucrarea... Fără lucrare executată. Da. Nu se mai veniți și îmi spuneți mie acum că sunt din urmă. Eu vă dau și plățile care le-ați făcut. Nu, stați un pic, domnul. Eu vă dau și plățile la ABC Proiect,
Din 2016-2016. Să vedeți că nu era nimic din urmă de restanță. Deci asta era factura normală pentru finalizarea lucrării. Deci vreo 500 de milioane, care probabil trebuiau să meargă la primăvară, cu recepții, domnul Angăroș, cu recepții, domnul Cepcă, și le-au plătit în avans. Asta este explicația. Este adevărat acest lucru, domnul? Nu există așa ceva. Păi aveți grijă. Cum? Puteți face plată fără există așa ceva. Așa. Păi atunci explicați colegilor că nu există așa ceva. Da? Așa, foarte bine. Nu există nicio restanță. La ABC nu era nicio restanță. Deci când au reluat contractul, eu am văzut contractul nou, s-a reluat contractul, a fost o idee de 1 miliard în aprilie, era numai verbală, a apărut una în iunie cu 1.350.000 și devizul care l-am prezentat eu acum, 1.750.000 care-i plătit tot. Asta era, nu era nicio restanță, ca să spun. Asta este. S-a plătit toată lucrarea, inclusiv cu achiziția. Să nu în fața Consiliului Local. Până la urmă, haideți să nu dezinformăm nici consilierii, nici cetățenii. Nu credeți că eu aici vin ca surd de amvăr. O să aveți documente la dispoziție și ne lămurim. Și la avem și pe domnul, pentru că avem buget. Acum, așa rămâsă să aduceți să vă lămurească. Și cu tine din șantier. Da? El se ne-a făcut. Trecem la... Nu? Nu, nu, dumneavoastră. Acum Asigurarea, am văzut aici, asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural. Total număr de servicii publice asigurate 10. Nu înțeleg ce vrea să zic. Asta 10 servicii publice. Servicii publice. Asta scoase de undeva copii și nu le-au verificat. Servicii publice. Urmă la public, gunoiul. Astea serviciile publice. 10 trebuie să fie. Aici scrie cabinet medical. Cabinet, da, doctor, poliția, toate. Poliții, ilumina public, plus 5. Gunoi? Gunoi, 6. Alimentare cu apă? Alimentare o parte cu apă? Care ești? Aia chiar că e o parte. Deci aia chiar că e o parte. Da, da. Deci ești pentru 2, trebuie trecut acolo. 7. Mai trebuie 3. Dacă tot trebuie să fii 10, trebuie să fii 10, nu? Ori dacă nu, când se face copii pas cum o zice domnul... Ești misul lui lucrurile cu domnul. Dacă... Acum îți dau detalii și fiecare. Hai să cheamă. Hai și luăm, acum căutăm chichițe. Că zic că n-ai intrat consilier, numai chichițe caută el. Și parcă nu te lămurești. Nu le vezi și cum, dar înțelegi. Dar e logică, îi deduci. Îmi pune și întrebări și tu tine. Ce există întrebări? Înțeleg întrebări, dar să aibă și un rol. Păi nu am rol? Eu vreau o lămurire. Da, dar nici fiecare. Poate există un coleg care știe, să-mi explice apucă. Da, o școlie. Dacă sunt eu singur care îți lămuri. Da? Pe compatibil. Chiar aici nu știu să vă spun. Mai departe. Am găsit aici la extinderea iluminat. Nu-i trec cu nimic. Ca și obiectiv din luna și anul 2018. Pentru că nu sunt bani pentru extinderea iluminat. Avem doar de întreținut ce avem. Schimbăm decul și deci nu avem extindere. Dacă ne-am zis aminte, eu zis anul trecut, există o parte unde s-ar putea, ar trebui, nu s-ar putea, ar trebui extindere. Nu se poate, pentru că am primit și adresul de la ești vărtărea de cuvert, în care trebuie să ne limităm cu 10% pentru mai puțin. Anul ăsta nu avem voie să achiziționăm mașini, nu avem voie de extindere de utilaje, deci ești vărtărea de guvern, dar prin decembrie. Deci nici mașini nu poți să iau fondul de liții cumpărate și nici extindere din lumea public, doar întreținere. Este hotărâri de guvern și suntem limitați pe lege. Acum, întrebare referitor la urbanism. Da. Noi nu avem persoană pentru urbanism. Așa. Sunt alte localități și multe localități din tot județul Bacău care au făcut cadastrarea gratuită pe domeniul respectiv. Confirm. Noi, de ce nu putem face un proiect de genul ăsta pentru toți locuitorii comuni? Pentru că aici nu văd nimic în scris. Cadastrare pe extravilan, spuneți dumneavoastră. Este o măsură de guvern. Am demarat de 2 ani de zile. Să vă dau un exemplu. S-a început pe sectorul de pe Valea Câmpului. Măsurătoarea pe extravilan. Dar ca să poată să meargă înainte treaba, trebuie să facă un număr de 100 de parcele și să prezinte lumea la măsurători. Din păcate, nu s-au încheiat parcele. Nu putem să mergem și pe alte parcele, pentru că lumea nu vine la măsurători. Adică să fii în teren. Eu aș vrea să văd eu persoanele alea care faci dumneavoastră de afiș și spuneți în toate statele și nu vine la au fost puse. Au fost puse. Eu personal n-am văzut niciun afiș. Păi da, domnule, dacă au fost cu scoțieni, tu ai pământ scoțieni, doar pe parcela de pe Valea Câmpului am văzut. A fost inclusiv la Turjon trimis. Și de la Pustian au fost. Pe partea... Sunt persoane care în interesul lor n-au venit la măsurători. Nu cred așa că văd. Ba da, ba da. Nu cred.
cele mai bune relații, puteți merge să le luați la Topor Sistem, firma care face măsurătorile din parcela 53 și 54. Eu chiar și săptămâna trecută am fost la domnul Joiță la OCP și am întrebat dacă pot să extind măsurătorii și pe alt sector. Și mi-a spus, până nu se încheie sectorul ăsta, nu putem să facem altă măsură. Și am făcut două măsuri. Să faceți afișe, 20 de afișe. Au fost sutii cu 20. Au fost puse, din 2 ani de zile. Au fost și oameni care au venit, într-adevăr. Și care nu au venit. Și care nu au... Am rugat să-și anunț între ei. Eu cred că nu sunt, exact cum a zis doamna Brean, că sunt bătrâni care nu știu. Unde au fost puși afișele alea? Că nu are cum să nu... Dar au fost puși peste tot și la... Doamna Dacisa vă poate confirma și părintele a fost atunci parcă cu 2 ani de zile cu... Pe SETEC sectorul ăla. Știți când au început în vara, da, în toamna, haideți dacă nu, haideți să facem, să mai facem niște afiși, să mai anunțăm. Deci Valea Câmpului, oamenii de pe Valea Câmpului, ce implică asta? Să măsoare, deci s-a locat de către stat 60 de lei pentru parcelă, că e un hectar, că e o prăjină, s-a locat de către stat niște bani. Ca omul să-și încaseze banul, Topor Sistemul, trebuie să-și încheie cel puțin 100 de... Da, și la noi au început pe Valea Câmpului. Da, aici. Da. Deci tot ce este. De parcă sunt, dar afișul îl pot, vă și spun că a fost prețul. În termen, pe partea stângă de la Grajdiuri. Deci exact deci, așa a fost. Partea asta de pe ideal, toată lumea a dat. Eu mi-aduc aminte când într-o perioadă, când noi eram de la ședință, doamna Lăiu, din aparatul administrativ, chiar făcea publicitate pentru toți cei de pe Valea Câmpului și mi-a dat și mie un extras la Xerox cu anumite persoane, dacă îi cunosc, de pe Terpea, în zona... Deci îmi aduc aminte... Acum nu știu dacă au ajuns la toată lumea cei interesați, dar asta mi-aduc eu aminte că s-a făcut. Persoană desemnată din partea celor de la ajutor social care mergea. Da, înseamnă că mai trebuie anunțat. Poate nu știu despre ce-i vorba. Poate nu știu despre ce-i vorba. Ca să poți să merg pe altul parcene. Exact, doamne, vă explic eu care-i toată populară așa. Omul vrea să stea acasă comod și să-i facă altcineva măsurătoarea. M-ați înțeles? Dacă am putea așa toată lumea să-i rezolve actele, atât, da. Haideți, domnul Cipriu, cu aia. Dacă nu, ce vrei să-ți vin să te iau de acasă cu mașina, dar ai interesul să ai măsurătoare pe pământul respectiv, până la urmă în atributul proprietarului, domnule. Da, doamne, dar sunt mulți bătrâni care nu bătrânii respectiv, Vasilica, au copii. Și când e vorba de moștenire, își fac capetele. Dezorganizare totală. Uite, tu ca și consilier local, ia e pregătit tu. Niciodată nu știu. Foarte rău. O ședință extraordinară. Hai un pic. Chemați aici, veniți cu o listă de începând de la Grajduri și până nu știu unde, cutare are teren. Nu erai consilier. Nu erai consilier. Dar știu, de pe data de până pe data de să fac măsurător și nu erai. Nu-i de pe data, ci era fixată ziua de joi. Deci să spunem că fiecare joi de la... Doamna Cobuz, haideți să depășim momentul. Spune domnul Cipca acum, că mai a terminat. La punctul 8, la căi de acces. La DN avem lungime kilometri 15, kilometri modernizați 5. La străzi, lungime kilometri 53, modernizați 26. Care ar fi aia modernizați? Pentru că eu prin modernizare nu înțeleg balastare. Păi cum să înțelegi balastarea prin modernizare? Sau modernizare prin balastare? Eu? E plan de acțiuni, domnule. E plan de acțiuni. Deci ăsta e plan. E trecut ca de kilometri. Deci nu că și sunt executate. E plan de acțiuni. Înțelegeți? Urmează. Sunt proiecte. Păi da. Sunt proiecte. Deci nu sunt executate, domnule. Nu s-au pus la dispoziție, nu sunt executate. Oamenii înțeleg că sunt executate. Păi, aia atât de proiecte. O proiecte de drumul care sumează kilometri. Păi, decizie. Nu zi mie că nu știu despre ce să vorbați-le lor. E plan de acțiuni. Nu știi, clar. E posibil ca să... E posibil, Ionuț, ca din planul ăsta de acțiuni să se realizeze zero obiectivi.
Corect, 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 cu treaba asta. Problema este că e un plan, e un proiect și așa ceva. Dar nu înseamnă că poți să-și duc la îndeplinire. Da, da, da. Și atunci, dacă este un plan de acțiune, da? De la 15 până la 26 sunt 11 km. Eu din câte știu proiectul de asfaltare către biserici, nu cred, nu cred că faci 11 km. Domnul Ocic, hai că vă mai lămuriți și vă mai lămuriți, dacă hai, hai ca să odată și încheiem subiectul. Mă, oameni, noi avem un proiect de 5,5 km. 5,4 km la nivel de comun, în valoare de 1 milion de euro. Acum la timpul ăsta, poate fi 1,200 să-i crească valoarea după noi din legi, nu știi. Ei, noi avem la nivel de comună 48 de km de drumuri locale, da? Ei, în perspectivă, diferența de la 5 km până la 48, e pe plan de acțiune, când noi avem în perspectivă toate drumurile astea să le facem. Să ne ajute Dumnezeu în 50, 100 de ani, 200, nu știu. Da? Deci asta e, înțelegeți? Deci mai avem un proiect pe anumite segmente, cu anumite cantitate de materiale și așa, și restul în perspectivă. Și cei 5,5 sunt tot în perspectivă. Da. Păi, nu-s făcut. E în perspectivă. Pe asta spun. Da. Da, haideți ca să... Da. Da, dumneavoastră. Mai aveți, domnul? Am terminat. Da. Scurt, ca să se recuperăm din, da, din timp. Deci este adresa prefectului, da? Da. Domn Vasile, avem ordin să discutăm în Consiliul Local? Nu toate planurile de acțiuni să discută în Consiliul Local. Este adresă, da? Deci suntem în, da? Suntem în legalitate. Și de ce v-am întrebat? Pentru că am văzut. Deci este clar că planul ăsta este anexă, da, la hotărâre. Da. Dar știți care e treaba? Eu am văzut aici la urmă, asta să rimie în ochi, că anexa este semnată de primar și secretar. Dar este proiect de hotărâre. La hotărâre vine... Proiectul de hotărâre semnezi eu. Hotărâreau semnezi doar. Asta am zis. Deci aici... Aici apare președintele de ședință. Doamna semnează la hotărâre. Pe hotărâre semnezi eu. Doar hotărâre, atât. Așa este. Cât e proiect și să mai adună. Gata. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. Prima parte o eu dau doamnei contabile să o citească. Deci avem cele trei, patru adrese primite, trei de la finanțe și una de la Consiliul Județean. Pe partea de venituri, s-au primit cote și sume de falcate din impozitul pe venit, 480.000 lei, sume de falcate din TVA, 2159,50 lei, subvenții pentru încălzirea locuinței, 7.000 lei, venituri proprii de încasat, 547.000 lei, iar alte transferuri voluntare, 59.000, aici intră salariul la, salarii la UNICEF. Defalcat pe sume din TVA s-au primit 695.500, din care 83.000 cheltuieli pentru bunuri și servicii învățământ, 573.000 salarii și indemnizații persoane cu handicap, încălzirea locuinței cu lemne pentru cei care beneficiază de ajutor social, 20.000, plata stimulentelor educaționale, adică tichetele de grădiniță, 12.500, iar drepturile copiilor cu cerințe educaționale, care sunt cu probleme, 2 copii, 7.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-a primit, cum știți, prin legea bugetului în anexa 8, 1.409.000 lei. Sume alocate din cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor s-a primit, se estimează 221.000, iar cote defalcate din impozitul pe venit se estimează la 114.000. Un total de venituri de 3.252.50. Pe partea de cheltuieli s-a pus pe cheltuieli de personal 1.544,60 lei, aici intră salarii administrație, salarii bibliotecă, salarii asistenți personal, salarii UNICEF.
cheltuieli cu bunuri și servicii, 974.040, din care vin cu câteva precizări. Pachet de copii Crăciun, 6.000, datin 5.000, reparații stației autobuz, 10.000, cotizații egal, 10.000, dansuri și muzică populară copii, 36.000, demolare grădiniță veche Grigoreni, 20.000, cursuri perfecționare, 10.000, aniversare căsătoriei, avem de 50 de ani, s-a extras din registre, sunt 11 persoane, a câte 500 de lei vine 5.500, reparații monumente, 30.000, asistență juridică, 10.000, după aceea, transferul către instituții publice, pentru persoanele în centre, persoanele instituționalizate, trebuie să dăm pe anul 2018 45.000. Asistența socială, 423.050, din care indemnizații persoane cu handicap, 370.000, copii cu cerințe speciale, 7.000, ajutoare sociale, 7.000, tichete grădiniță, 12.500, iar încălzire cu lemne, 27.000, din care 20 au venit de la finanțe pentru cei la 416 și 7.000 pentru cererile de ajutor cu încălzire din sat. Recuperări din anii anteriori, 2.000 de lei. Pe lista de investiții vă prezintă domnul primar, secretar de funcționare. Precizez că la sfârșitul anului, excedentul la 31.12.2017 este valoare de 409.000, care trebuie neapărat puși pe investiții, deci cu destinația obiectivelor de investiții. Totalul pe secțiunea de total pe secțiunea de funcționare a bugetului fără investiții este de 2.935.500 lei, iar diferența până la 3.661 este de 726.000, care este lista de investiții unde intră și cei 409.000 excedentul la 31.12.2017. Domnul primar, vă prezint. Dacă îmi permiteți. Deci pentru finaliz am creionat, zic că le-am împărțit în așa fel să ne putem descurca și să facem treabă bună anul acesta. Pentru finalizarea bazei sportive am estimat în 40.000 să terminăm. Stație de epurare, de finalizat montarea stației de epurare, cu ce implică totul, 32.000. Alee pietonală, 90.000, cei care vin în centrul comunei Scorțeni. Construire pod Scorțeni, cofinanțare, 52.000. Alimentare cu apă și canalizare. Deci ce am discutat, vreau să actualizăm proiectul de apă și canalizare, să încercăm să-l depunem, un 60.000. Loc de joacă Parc Scorțeni, cofinanțare 10.000. Cămin Scorțeni, 20.000, tot la fel, cofinanțare. Aceste sume noi le plătim, dar când ne trimite asigur bani, recuperăm banii. Deci la noi trebuie să avem banii puși acolo. Filtrul cu ultraviolete la aici este montat, dar este rest de plată, 7.000. Și domnul Zanfirescu, reactualizare PUG. Știți că am promis de anul trecut, PUG-ul să încercăm să-l reactualizăm cu extindere, cu propuneri, cu dumneavoastră împreună. Am estimat un 25.000. După aia, planul de analiză a riscurilor, 20.000. Acoperiș școală Florești, știți că anul trecut dumneavoastră ați promis și am avut o discuție. Așa, nu, dar vreau să mergem subiectiv. Să mergem în obiectiv. Planul, planul de analiză și asigurarea riscurilor. Da. Știți așa. Cum face, da? Bun. Acoperiș. Organul specializat. Vrei să dăm banii, a? Nu, dar eu v-am explicat că trebuie făcut, deci nu poate să-l fac. Așa. Acoperișul la școala la Florești a căzut, 50.000, pentru că pierdeți omul. Deja am fost la ședință, domnul director vă poate confirma, cu două săptămâni, la Bacău, anul acesta, dacă dă Dumnezeu, deci dacă dă Dumnezeu, va fi și gata, din ce ne-au promis dânsii, pentru parc, 20.000. Ne-au cerut și o cofinanțare, am trimis adresa, cât am pus, doamna? 10.000. Cofinanțare din partea noastră. 20.000 pun dânsii, 10.000 noi. 20.000 de dolari specific? De dolari. De dolari. Noi 10.000, da, de dolari. Noi 10.000 de lei. 10.000 noi.
Da. Cofinanțare. Așa. Da, parcă spuneau că dau 25 de milioane. 20. 20 de milioane. Da, da, așa. 800 de milioane. Da, da. Ei. Da, 20. S-a evit o oportunitate pentru extindere la școală. Știți, copiii noștri învață în două schimburi și deja au venit specialiști în teren, împreună cu domnul director, cu doamna vice, cu oamenii din primărie, care ești pe segmentul de dezvoltare. Am demarat măsurătorii deja pentru proiectare, pentru grădiniță și școală. Sunt două măsuri de finanțare. 100%, adică finanțează pe fonduri europene și pentru terminatul la 1 mai, ca să depunem proiectele, aceste două proiecte. Și am pus așa. Pentru școală, extindere 60.000, pentru grădiniță nouă, 40.000. Modernizare drum acces școală-scorțen. Deci copiii noștri, când intră cu microbuzul spre baza sportivă, drumul este foarte rău tot timpul. Și am zis, ori să-l asfaltăm, ori să-l betonăm. Și am alocat 30.000. Dotări parcul gal, tot la fel cu finanțare, 100.000, bani care ni vom primi înapoi. Dotări cămin egal, 50.000, tot la fel. Modernizare drumul de interes local. Pentru actualizare am pus un 10.000. Intabulări drumul, tot la fel, ca să avem terenul intabulat, dacă se ivește pe măsură de finanțare și nu ne chinuim, atunci am pus 10.000. Construire gard între parc și proprietatea Stamate, sau nu știu cum, aici, în spatele scenei, am pus 10.000. O toaletă trebuie în parc, dacă tot facem parcul nou, să avem și o toaletă ecologică, 5.000. Port și alee la căminul de la Grigoren, pentru că lucrarea este gata, dar gardul ăla este deteriorat. Cementul ăla, să facem niște porți și alee de la porțile mari până la scări. Și total, 726.000 de lei. Deci, bugetul comunității noastre este atributul în exclusivitate al Consiliului Local, de aprobare. Sunt de acord cu concepția dumneavoastră, dar nu pot să votez bugetul, că nu sunt documentat. Pentru că bugetul, conform legii finanțelor publice, este pus în dezbatere. Nu prea avem timp, dar trebuia măcar să avem noi în mape toate elementele, toate anexele pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare, în așa fel încât eu, consilierul, care am depus un jurământ față de comunitate, să pot să-mi dau seama, transparent, în actul administrativ al primarului, dacă bugetul, conform sumelor care mi s-au alocat, că n-ați tras o concluzie finală cât e bugetul general, dar o să o tragem împreună, dacă bugetul este, ne permite anul ăsta să gândim un pic în viziunea de dezvoltare economică socială a comunității. Deci bugetul trebuia pus în dezbatere publică. N-a fost timp, bun, dar în mapele noastre ale consilierilor, cei care constituim Consiliul Local trebuia să fie documentați, așa cum v-am spus, pe capitole. Am să-mi întreb domnul Vasile Danilă, pentru că bugetul este anexă la hotărârea care domnia sa o să o trimite la prefectură. Cam câte pagini are bugetul în anexă, domnul Vasile? Nu-l aveți aici, l-am văzut. Nu-l avem, pentru că așa cum s-a discutat. Așa, după dumneavoastră, să știți că are vreo 40 de pagini acolo. Toate anexele astea. Nu știu cât are, dar țin ce să vă spun. Da, ceea ce pot să vă spun este că de când s-a venit la Consiliul de azi, s-a lucrat pe el. Da. Nu pot să știu la ce... Păi, ați lucrat pe partea dumneavoastră, dar vis-a-vis pentru noi aici, ca să putem să-l dezbatem, pentru că noi avem obligația să venim cu amendamente, să venim cu anumite propuneri, cu niște corecturi, pentru că, repet, eu sunt de acord cu proiectul de viziune pe anul 2018 bugetar al primarului Comunei Scorțeni. Eu nu sunt documentat, oameni buni. Să văd și eu ce pot propune. Poate vin și eu cu o propunere. Da. Poate îmi dezvolt și eu ideea de a face un proiect de hotărâre în lunile care urmează. Până acum n-am văzut nici
planul achizițiilor publice, proiectul de buget, eu sunt în ceață, nu l-am văzut, decât ce mi-ați citit dumneavoastră și la comisie, ce-i drept, și acum, care eu nu le contest, că nu sunt în regulă, dar eu vreau să văd toate capitolele pe funcționare, pe dezvoltare, ca să pun mâna pe urmă, eu consilierul, pun mâna pe calculator și spun, ia să le adun eu un pic, să le adun aici, dar domnule, ăsta e bugetul. Și zic, domn primar, e puțin, e mult, haide să vedem cum e divers, mi simt că aici a spus prea mult, aici poate ar mai trebui puși 2 lei. Deci așa trebuie să discutăm, transparență. Deci transparența este principiul fundamental al administrației publice. Nu vreți să facem transparență? Eu nu cred că nu vreți. De aceea zic, trag concluzia, nu vă contrazic în ceea ce gândiți, ce viziune economică aveți, dar noi suntem total nepregătiți de a vota bugetul. Și eu nu pot să-l contez așa. Pentru că ne-ați citit de acolo, eu nu știu dacă ați atins toate capitolele. De exemplu, nu vă deranjează dacă eu spun acum cu sus că am suspiciunea că tot ce ne-ați citit nu reprezintă toate capitolele din buget și mai sunt sume care nu le-ați spus? Nu vă convine. Dar eu pot să o am, pentru că n-am văzut bugetul. Aia e. Deci, în rest, de bine. Nu am alte chestiuni. Nu v-am făcut reproșuri, dar așa văd eu lucrurile. Cu transparență totală, că nu avem de ce să ne ferim. Am văzut că în părerea la comisie avem aici fostul primar, are o experiență. Nu contează nici experiența dumneavoastră. Suntem mulți dintre noi care am venit pentru prima oară aici. Eu mă mai documentez, mai văd și eu, mai întreb în stânga, în dreapta, mai vorbesc cu doamna Ceauș, mai vorbesc cu doamna în partea asta. Dar nu e bine cum ați procedat. Deci nu este bine cum ați procedat și votul meu cu drag vi l-aș fi dat, dar nu sunt pregătit să votez. O să le vă punem la dispoziție după la fiecare, ca să aveți de falcat. După ce se termină pe capitole, pe... Domn primar, codul. Și Dumnezeu, nu vă lua 7 ani, că v-am spus, nu veneați cu un document acum care îl duceați la minister. Dar s-a lucrat era un proiect. S-a lucrat asta vă spun. Aveați grosul de mai înainte, când v-au venit și adrese mai târziu cu sumea aia de falcare, și nu era pentru echilibrarea bugetului. Să lucrați și el, era un proiect. Chiar dacă în mapă noi aveam, tot o ciornă aveam, că nu era, era o ciornă, nu? Aveam o ciornă. Până ieri am mai lucrat, vedeți că suma aia de acolo se corectează așa. Am mai venit o hârtie în care mi s-au mai alocat niște sume din TVA defalcate care mai echilibrăm bugetul. Colo, colo, că asta e scopul acestor sume care au venit mai târziu. Da. Deci nu le-a luat în nume de rău. Am înțeles. Și asta e situația. Am terminat. Da, domnul Cic. O întrebare. Dotarea cu sistemul ăsta de supraveghere despre care tot am discutat nu trebuia prins aici? Nu trebuia prins pentru că nu mai avem bani. Acum să vedem la rectificare de buget, unii găsim bani, unii mai tăiem și unii pun. Deci e perspectivă. Pentru că știi, e valoarea la abonament e 7 și ceva de euro pe lună. Da. Dumitale, știi, pe ani 7.000 și ceva de euro, băi, acum ca ceva cu banii. Atunci vă întreba ceva. Da? Dacă tot îți creu dacă tot îți creu un ati. Nu, dar încercăm, dar acum nu sunt. Dar 40 de milioane de telefon la primărie, că e mai bun. Camerele nu pot să. Domnule, eu suntem de acord, am fost cu doamna Vicea, dar e 7, acum nu-mi banește, eu să iau 700 de euro pe lună. Mai dă 400 de milioane la baza sportivă, ai dat 1.700.000, mai dă 400 de bun. Hai să nu mai facem polemici. Dar dacă tot sunt creonate, nu era bine de prins, că până la urmă puteți... Da, dar să aprobă. Deci ce este aici? Ok, nu avem în vedere, mai înainte de ședința am discutat despre asta. Adică discutăm degeaba. Să avem în vedere... Puteam să punem, de exemplu, aici, la acoperire școala Florești, 4.500. Da. Acum 5.000. Și 5.000 ai până acolo. Avem în vedere, nu se poate. Așa că se vede vedem de unde găsim. De unde mai tăiem. Am spus în comisie, de la post preț, nu facem post și nu. Am spus în comisie, da. Odată ce faci clădiri nouă, o să trebuiască să o inaugurezi. Când inaugurezi, atunci faci tot ce trebuie omenești. Așa ca să cheltuim mai niște bani acum, ca după aceea să constatăm că ăla trebuie să mai dăm la dreapta sau la stânga. Sau nu se mai pliază cu arhitectura care o să fie la momentul respectiv, așa sunt mai niște bani așa. Nu mai ne-ați cheltuit bani așa din cheltuit. Să puneți la vot acum, deci dacă sunt... Explicați un pic la asta, că nu am spus la școală. Să vă citesc un pic nota de fundamentare pe solicitare de la școală. Vă rog să fiți puțin atenți la sumele care sunt au fost solicitate de școală.
Deci s-a solicitat pentru cheltuieli carburant școlar, pentru microbuzul școlar 15.000, cheltuieli pentru întreținerea microbuzului școlar 2.000, s-a cerut cheltuieli cu abținerea avizului ISU 90.000, dar am înțeles că nu este necesar până la urmă. Cheltuieli pentru examinarea medicală anuală a personalului 1.000 de lei. Cheltuieli pentru cumpărarea de lemne foc 7.000 de lei. Cheltuieli cu transportul personalului 15.000. Iar la alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.000 de lei, având în vedere demersul început pentru modificarea denumirii școlii, școala gimnazială Scorțeni, școala gimnazială Nicolae Tonița Scorțeni și construirea statuii cu bustul Marelui Victor, estimăm un cost al acestora de 20.000 de lei. Deci școala a primit sume din TVA, de la finanțe, pe bunuri și servicii 83.000, iar primăria a dat 60.000, din care am înțeles că 20.000 pentru bus, aceștia aici se discută. Adică e o cheltuială inutilă ca să modificăm la un an, peste un an, să constatăm că nu-i placa, nu-i bun așa, trebuia mai la dreapta, mai la stânga. Când, să spunem că este de realizat în totalitate, automat, atunci va trebui să faci inaugurare, să vezi exact cum apare arhitectura clădirii noi construită în continuarea celei vechi, cum o să apară intrarea. Poate o să trebuiască să mutăm și să nu fie în partea dreaptă, să fie vizibil, posibil să fie cu, pe corpul din partea stângă a intrării. Acum, cum o să vină. Atâta timp cât școala va fi ajutată de către inspectoratul școlar, atunci este o treabă bună și zic că așa mergem în față cu treaba asta, că avem nevoie de treaba asta. Mă gândeam la problema pus. Am avut o premoniție în momentul când m-am exprimat vis-a-vis de începutul meu ca director la școală. Premoniția fiind de mare amploare vis-a-vis de corpurile de clădire. Și se implementează. Toate s-au implementat, inclusiv festivalul care voi da socoteală și cheltuielile peste cele care știți că au fost și cum au fost. Am cheltuit eu de la mine cu toate, și cu cultul eroilor și cu să vedeți cu informare în Consiliu, data viitoare, inclusiv, da, domnul, cu informare, în cazul domnul secretar, dar le-am pus așa. Să vă treacă ca informare pe exact. Să veniți să lămurim și problema. Exact. Și aș vrea să mă exprim mai departe vis-a-vis de bust. Este o emblemă UNESCO prin care toate școlile din toată țara sunt cu denumiri. Reprezentativa nostru este Tonița. Dacă considerați că este un altceva care s-ar putea denumi, fără dram și poate. Am căutat prin așa ceva să mă exprim prin bustul, ca și procedură de arhitectură. Am discutat cu arhitecții care au venit. Pentru ridicările topo, am localizat cu doamna vice și cu domnul viceprimar unde ar trebui cele patru săli de clasă construite lângă, la intrare, în stânga, fiindcă nu poate în dreapta, unde va fi bustul. Da, în dreapta sunt, domnul fost primar, știți că da, acolo sunt fosele care nu l-am putea. Și acolo vom monta bustul. De ce mă exprim? Aș putea, indiferent de cei două, eu aș putea să-l fac. Să nu credeți că nu mă duc cu colecta, mă duc cu cer sprijin la societăți care nu. Foarte este reprezentativ. Vă spun din mersul lucrului. Să vezi că fac un atelier de pictură Tonița. Tonița este un personaj UNESCO, care toți știm care că este la noi. Și așa, și biserica din... Ce aș vrea eu și aș vrea ca, prin exprimarea mea, să-mi dați un accept, ca să inițiez, că domnul primar, eu am găsit pe internet, fost primar, am discutat cu domnul primar și cu doamna vice, imaginea comunii. În ce sens? Am realizat și am văzut la episcopie, imagini foto a comunei noastre cu istoricul comunei. Aș vrea să vă prezint în cealaltă ședință când veți veni și domnul primar apare, fost primar apare acolo cu școala, cum s-a făcut reabilitarea și aș vrea să continuăm noi instantanee cu monografia școlii vizual să introducem pe internet școală, primărie, consiliu local, activitățile extra și școlare și școlare, instantaneile copiii la școală, cum am început și construirea celor patru săli de clasă, bustul, denumirea școlii Tonița, proiectele vis-a-vis de comună, afișate, expuse, vizual
Și toți din comună vor ști. Apeși pe Comuna Scoțeni, îți apare primar, consiliul local. Avem la școală, este site-ul școlii făcut de pe timpul meu, inclusiv pagina Facebook, n-a spus acolo. Deci inclusiv cu tot ce ați făcut dumneavoastră, cu toate proiectele care sunt ale consiliului local, ale primăriei, ale primarului, inclusiv... Doamnă, imagine, eu mă refer la imaginea comunei ca fiind ceva de prezentat. Asta avem noi deja prins în plan la primărie. Doamnă, este un atașament vis-a-vis de și școală ca ce proiecte, nu mă refer că eu am fost sau dacă nu sunt eu. Deci păcat ar fi, eu mă exprim vis-a-vis de lucrul ăsta, eu păcat ar fi să nu avem așa ceva, fiindcă va face constructiv pentru comună, eu țin pentru... tot ce înseamnă pasul meu care l-am făcut. Și de aceea aș vrea ca 5 minute să-mi permiteți următoarea ședință să-i mă exprim cu ce am găsit eu pentru comună și este vizual, cu satul, cu comuna, cu vis-a-vis de începutul, cu școala care spune doamna primar că există pagini, dar cu continuare a paginii pe care o putem realiza noi și instantaneele. Consiliul local, primărie, școală, proiecte, dincolo de cele mai care sunt. Și păcat ar fi să nu facem lucrul ăsta. Eu aș vrea să mai permite să vă invit de 8 martie pe doamne, domn, consilier, să petrecem sărbătoarea cea mai frumoasă și drept pentru care vă mulțumesc mult. Poate decidem și bugetul local atunci, nu? Eu m-am exprimat numai din punctul meu de vedere. Dar este o manifestare care este unică manifestare pe care eu mă exprim și cu acceptul dumneavoastră să-mi dați voi să realizez. Domnul, eu vă mulțumesc tare. Domnul Danilă, noi am, nu mai mi-aduc aminte, și mă consultam aici cu domnul Ambăruș, noi am inițiat, am avut o hotărâre de Consiliu Local în care propunerea cu Nicolae Tonița, care este ok. A venit adresă. Am făcut-o. Și am făcut demersurile la Consiliul Județean, am înaintat la către școală, domnul director știe. Dacă mi-ați permit un minut. O avem făcută sau nu? Este dată către școală, că școala este... Hotărâre nu și nici hotărâre nu, fost numai cererea. Noi am înaintat-o către Consiliul Județean, care ei sunt care fac comisia. Permiteți că eu știu... Înaintatul domnul director, care a continuat demersul. Eu am făcut demersul. Da. Tot ce înseamnă de mers. Nu avem făcut. Nu. Dar nu e târziu. Am avut doar discuția. Eu știu tot ce înseamnă ca și pași următori. În cadrul ședinței la școală există o aprobare, după care eu voi veni cu adresă în cadrul Consiliului Local, iar pe baza hotărârii Consiliului Local sunt pașii care voi face eu către instituția prefectului. Am luat legătura cu directorul de la Arhive Naționale, care el se ocupă cu parte de proiect, iar vă spun, va fi emblematic și va fi invitație Ministerul Culturii, este UNESCO, Ministerul Învățământului, Inspectoratul Școlar și inclusiv Primăria și Consiliul Local. Este emblematic vis-a-vis de școală, denumirea școală gimnazială Nicolae Tonița, bustul va fi în partea dreaptă, nu stânjenește cu nimic construcția din partea stângă. Fiindcă arhitectul a spus, nu putem în partea dreaptă, că sunt fosele, putem face în partea stângă. Și s-a demarat. Vă spun, am avut o premoniție când m-am exprimat că vor fi făcute și 4 săli de clasă ca tot să fie în același dimineață pentru toți. Și uitați-vă că Dumnezeu s-a implementat tot ce înseamnă și tot ce am făcut. Nu este ca laudă, dar este ca fapt. Prin ceea ce m-am exprimat de la început, toate sunt realizate. Și toate vă spun din mersul și din tot ce exist eu, că se vor realiza până la cel mai mic punct. Cu încredere că niciodată toate au fost spuse de la mine, nu cu suspiciuni, nu cu. De aceea v-aș invita pe toți să participăm alături de noi, alături de mine, ca să vedeți ce frumos va fi. Să vă dea Dumnezeu atât de bine. Suntem convinși, domnul director. Atât de bine vă mulțumesc că în exprimarea mea ați fost cei cu înțelepciune și ați crezut în tot ce am punctat eu. Încă o dată, salutul meu și este mulțumirea din suflet și adâncul meu. La fel și noi, tot așa ne-am exprimat. Știți, tot în demersul, dar deocamdată, cei 20.000 de lei sunt mult mai utili să putem demara proiectul, că fără punem bustul și nu mai avem bani de... Toate niște lucruri, eu nu mă reușesc. Ascultați-mă că sunt pași. Când se termină pașii respectiv, nu e o problemă. Ultima, atunci vă spun, doamne ferește, nu am înțeles. Nu am început și zic, bă, le-au întrebat, nu. Sunt pașii pe care eu îi fac, realizez, mă prezint în fața dumneavoastră, după care aș avea 5 minute la următoarea ședință să mă prezint,
într-un monitor sau pe calculator, să vedeți ce am realizat vis-a-vis de ce prin timpul cât era, să vedeți imaginea comunei vis-a-vis din dronă făcută din pentru fiecare comună. Și păcat că este o istorie atât de puternică în comuna Scorțeni, Bacovia, în întâlnirile cu Tonița, fraților Bacovia, judecător în plasa Scorțeni. Este un suport atât de mare istoric, încât păcat ar fi. O să se facă totodată și o să veniți, că eu am să vă ajut în problema monografiei. O aveți acolo, să știți. Așa, nu este toate, că am început-o cu domnul profesor Rupur, să-l ierte exact. Dumnezeu, că între timp s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar acum, nu din lipsă de modestie, să știți că în primul meu mandat am fost atât de bucuros, pentru că prin Banca Mondială, am văzut. Da? Așa? Și am făcut această școală. Așa cum se toane, când nu s-a făcut nimic. Apăreți în imagine. Apăreți. Dar această școală este o mândrie. Este ca și un copil de-al meu. Când trec pe aici, văd aceasta. Era printre puținele școli în perioada aia făcută. Și știți ce este? Acum venind dumneavoastră și faceți extindere, foarte frumos. Vă susținem cu tot ceea ce se poate să avem și noi mândria noastră. Mă exprim? Da? În ce sens mă exprim? Sunt învățător de meserie. Sorin poate știe foarte bine că cartea noastră de căpătuie a fost elevul. Și păcat ar fi, indiferent unde te duci în sat, în altă realitatea parte. Realitatea ne-o impune exact. Să mărim numărul de clase, pentru că pe planul cadru, numărul de ore la clasa 8-a se mărește cu încă minimum 5 ore și atunci pe programul existent nu se mai pot organiza cursuri. Deci o fundamentare respectivă a stat ca și bază la demararea proiectului. Asta ar fi însemnat că cei de la clasa 8-a și a 7-a ar fi trebuit să stea în școală până la ora 20. Și a ieșit și oportunitatea asta. Și mai ales. Absolut, absolut. Este măsură de finanțare, deci am fost, chiar cineva m-a sunat, domnule, să dăm la niște măsuri de finanțare, știind că avem nevoie, și am legătura și cu domnul director, și am... S-a materializat. Deci totul este materializat, totul este pe punct, pe virgulă și de asta vă spun, vă salut, vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu să avem bucuria realizării pe care eu vă salut. Încă o dată vă mulțumesc din suflet, doamna președintă, pentru că m-ați acceptat ca să mă exprim. Și mare drag, mai opriți, mai stați și pe lângă mine și la mine și cu cele mai mari realizări. Să rămână, doamna Ungureanu, noi am colaborat cumva. Și am cerut sprijinul cu domnul primar ca doamna Ungureanu să preia vizual ca și monografie vis-a-vis de ceea ce putem noi să... monografie de la Florești. Exact. Și mai ales că apăreți acum și este un început. Și apăreți în cea vizual. O să luăm legătura. Hai 5 minute să vă mai lăsa ședința următoare să vă mulțumesc după aceea. Încă o dată salutul meu și vă mulțumesc. Poate, dar mai vrei ceva, Ionuț? Da, aș avea două propuneri. Spune. Investiții pe anul 2018. Prima ar fi, dacă tot e creunat, cum a zis dumneavoastră, să tăiem, nu știu, de unde se poate, un 10.000, și să punem, să-l avem în vedere pentru anul 2018, pentru dotarea cu sistemul de supraveghere. Pentru că dacă nu-i prins, nu poți să-l faci. Degeaba discutăm fiecare ce. Da. Și al doilea. Unde ar fi? Asta este rezolvat. Dat așa. La reparații monumente sunt puse, că am spus că e anul 2018, un an important la ce înseamnă popor român, este prinsă suma de 30.000. Acum, deci aveți numai la reparații. Am trecut 200 de milioane. Lăsăm așa, că dacă... Doar de acolo am putea să diminuăm sumă. Ați fi de acord să lăsăm mai puțin și să prindem totuși pentru supraveghere? Puteți lăsa mai puțin și la următoarea rectificare după primul semestru dumneavoastră. Puteți să puneți, vă să faceți un lucru de impact și despre ce. Oricum trebuie să știți că la sistemul de supraveghere durează implementarea lui, deci efectiv funcțional intră cam după o lună de zile. Oricum, în primul trimestru nu se mai calculează. Primul trimestru deja se duce. De februarie, martie, nu? O să fie din aprilie, din trimestru 2. Dar nu stăm 10.000 de acolo și dacă vin de aici, competăm la următoare de vizionare. 10.000. Așa rămâne. Asta a fost sistemul de supraveghere, a prima. Și a doua, să facem un loc de joacă în satele Florești, Bogdanești și Șerpeni.
Domnul Cipcă. Să vă spun, să vă dau un răspuns. Domnul Cipcă, nu contează câți copii sunt. Domnul Cipcă, copiii care vin... Vă lăsați să vorbesc și eu? Nu, așteptați să vorbesc. Păi știu, dar vă dau argumente. Copiii care vin la școală la Scorțeni, din Șerpeni, Bogdănești, Florești, nu o să stea niciodată să se joace două parcuri de la Scorțeni. Hai să spun Grigorie. Dar așa cum să vorbesc eu? Nu am înțeles. Doamne, vă dau eu de spus. A spus în parc și locul de joacă de la școală, deci e locul de joacă. Noi îi spunem mereu parc la grădiniță. A spus o întrebare, răspunsul dar loc de joacă. Deci nu ați asta cu două parcuri să dispară odată. Domnul Gemu, lăsați să vă explic eu. Dacă o pus o întrebare, eu răspund. Nu răspundeți la... Și tu prin întrebare, tu răspunzi. În primul rând, la Florești, spațiul ăla unde s-a demolat magazia de lemne, este gândit de mine, și vă spun și dumneavoastră acum, că am mai discutat cu unii alții, în perspectivă, după ce terminăm ce am promis că facem în Scoțeni, să facem un teren de sport și pentru Florești. Dar ca să poți să faci un teren de sport pe aceeași locație, trebuie să renovezi clădirea, domnule, că n-ai spațiu. Ori una, ori alta, au spațiu, nu ai. Pe islajul comunal nu poți să faci teren de joacă. Este intangibil. La Șerpeni, copiii se duc la Podiș și la după epis, doi copii trinsi, atunci îi faci parc drumul. La drum până acolo, iau nevoie de patru. Nu contează câți doi sau trei copii. Dar la urmă, îi lau drumul, domnule, îi faci parc. Hai să gândim logic, domnule. Atunci haideți să lăsăm așa, să vină la școală, să uite la grădiniță cum e parc, a plecat acasă și mamă ce m-aș da. Dar ați înțeles punctul meu de vedere, da? Deci, da. Și la Florești va face, dar să reparăm în școală. Ca o căzut avarul, am pus 50.000 de lei, să o reparăm. Nu putem să facem și una așa, că de împrinte acolo. Dar și unde se faci? Ce se faci? Unde se faci? N-am putea rezolva problema în momentul în care... Finalizați lucrările de care v-ați apucat acum și după aia mai vedeți oameni. Da? Oricum vreau și eu. Dar astea de aici care sunt, care sunt... Ce-am discutat, dumneavoastră n-ați fost. Mi-ți o mai fost, că mi-și cu domnul director la Bacău. Deci astea... Locul în care sunt luate când era domnul Ambăruș primar, deci care sunt bune, rămân pe aceeași locație, pentru că nu putem să aruncăm o investiție făcută de, și să o dăm la coș. Se poate. Deci ați înțeles și mai asta. Eu am înțeles, dar atunci dumneavoastră să le spuneți copiilor din Șerpeni, care sunt doi sau că spuneți dumneavoastră. Dar Șerpeni își duce la Codiș, domnule. Da, corect. Dar atunci își duce la Codiș. Șerpeni își duce la Codiș. Atunci, domnule, nu vreau să spun un topogan în Șerpeni, pentru că te duci la Codiș. Și unii se pun, mă, pe Isoas, dacă n-ai voie să-i pui, domnule, dar eu încă legea vezi, mă, bași la pușcările. Îl pui pe domeniul public, nu știu. Pe domeniul, pe zoană. Ăla e drumul național. Mai, domnule, îți vorbim. Avem în vedere. Deci acum cum o să am în vedere și la Florida. Dar așa nu e mai vedere. Dar nu ăsta nu sunt nicio vorbă. Are ce mici lucrurile. La Florida sunt nicio formă a ăsta nu fac. Că avem căminul, școala de făcut. Și schimb acoperișul, domnule. Dar nu numai acoperișul, cum îi spuneți doar de acoperiș, dar aveți acolo tot ce înseamnă. Știu, dar măcar atât. S-a spart totul acolo. Păi măcar atât să facem la noastră. Păi e bine pentru că... Eu ce zic? Bun, eu ce ai terminat? Îi pune și școala de reparat, dar important pentru noi, cum au zis și doamnele de la Ter de Zon când au fost, e copilul. Copilul să se joace. Înțelegeți? Bun. Vreau să zic. Copiii astăzi au făcut bara împreună în școală și ploua să te iau cu gălețile. Hai să ne gândim, domnule, și ce tu? Păi dar lăsăm școala și de remi. Nu putem, nu putem. Pentru două topogani. N-am zis să lăsați școala să de remi. Dar hai să facem ceva și pentru o să facem, domnule, am în vedere. Păi hai să trecem pentru ca să avem un... La rectificare de buget în vară oricum, acum nu am de unde să mai tai. Am înțeles că n-am nu termin nici niciuna și nici alta. Dar dacă nu-i prins aici, puteți face anul ăsta. La vară, la rectificare de buget, da. Care se poate, se poate. Se poate, nu-i prins? Chiar da. Dacă nu-i prins, dar poate fi un proiect, dar poate până la vară, la prima rectificare. Dar pentru festivalul ăsta, până în vară, o să umblăm, am tăiat din la zile comunii, că am vrut să facem ziua comunii 15.000, ca să completăm pentru proiectul din... La zile comunii mai faceți o leacă și mergeți, ați văzut domnul director ce a spus, că se duce și cerșește, cât am fost, n-am luat, veniți și verificați în buget, dacă am luat vreodată vreun leu, pentru zilele comunei, pentru cei care au împlinit 50 de ani, pentru copii când le dădeam plată. Așa? Păi și acum, de ce nu mergeți? Scoateți bani, 50.000 pentru asta. Păi uitați, îi dau dreptate acum lui Ionuț. Bă, cu aia 50.000 care vreau să-i scot pentru, mă duc și fac treaba. Am tăiat și am pus pe proiectul de școală. Eu pun o întrebare acum. Când am plecat din primărie, v-am lăsat vreo 6 proiecte de drumuri și mi-ați zis la un moment dat că sunt... plecat la București cu domnul cu domnul Mâță, că am o vârstă. Da, la PNL-ul. Așa.
Unde se află acele proiecte care le-am lăsat? Că sunt 2 ani de zile. Vă spun eu. Nu, 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 dumneavoastră. Nu vreau să răspund. Dar nu vă pun întrebarea dumneavoastră, domnule. Nu, Ioane, din birou. După aia, Ioane, din birou. Și ce facem? Păi ce facem? Păi, dar un singur proiect este, domnule? Nu un singur proiect. Păi, unul se puce la trei finanțare, unul se face... Nu, dar atât întrebare. În ce statul se află? Atât am pus întrebare. Păi, independent de noi, depus la București. E depus la București. Bun. Atât am vrut, da? Știți la cine este mapă? Nu știu. La București, la doamna Sevil Șaitec. Nu, este la verificat la doamna Roxana Oprea, vă spun eu, măi. Așa, bine, foarte bine. Asta vreau să știu unde. Dacă este așa. Mai glumim. Pentru că ați cerut o sumă, că sunt toate ce zile de făcut. Haideți să supunem la vot. Deci, cu modificările respective, proiectul de buget, cine este pentru? Domnule, eu sunt pentru, pentru că va veni... Doamne, eu nu sunt potrivă, am spus că mă abțin. Eu număr acum mâine, da, eu spus că mă abțin. Eu mă abțin pentru că nu am avut documentare. Eu v-am spus. 2, 3, 4, 5, 6... Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la mine. Și cu dumneavoastră? Păi 7. Deci a trecut buget. Cine este împotriva? Se abține cineva? Nu, dar nu trece bugetul, că e cu 2, 3. Sigur că da. Asta e, eu am glumit, da. Dar nu e nimic, nu e asta menționat. Nu trece, nu trece, na. Doamne, deci haideți să discutăm foarte clar. Deci Cătălin, repet. Nu avem împotriva concepției tale economică de dezvoltare. Treaba asta. Deci vreau să înțelegi foarte clar că vrem defalcat pe secțiuni și capitole documentare, dacă tot nu l-am adus public cetățenilor, că să știți că și cetățenii au dreptul de a face amendamente. Nu numai noi, consilieri, dar pentru că noi, consilierii, reprezentăm și am depus un jurământ și reprezentăm cetățenii, hai măcar să facem o documentare corectă, să ne punem și noi punctele de vedere, să venim în fața aparatului administrativ cu niște întrebări, cu niște reglări, cu niște egalizări între sumele din capitole. Pentru că vă spun sincer, am suspiciunea foarte clară că în afară de cine ați prezentat în proiectul de buget ca funcționare și dezvoltare, nu ați atins toate sumele care sunt pe capitole. De-aia l-am întrebat pe domnul Vasile Danilă câte pagini o să creadă domnia sa că o să aibă anexa la acest proiect de hotărâre. Păi să aveți de mult că domnul Vasile acolo mult tare. Pentru că acolo trebuie să defalcați tot bugetul pe capitole și pe secțiuni. Deci, suntem în situația în care bugetul n-a trecut, da? Sunt cu o propunere constructivă, care am și spus-o la ședință. Facem o ședință chiar dacă intrăm, că trebuie ședință ordinară. Da, o marcăm și pe luna viitoare și dacă mai sunt și alte probleme, că noi nu e neapărat nevoie să ținem numai la sfârșit de lună. Și imediat cum am trecut în luna asta, facem o ședință, dar avem în mape tot bugetul. Și aprobăm cu amendamentele care le avem fiecare, cu durerile care ni le spunem, poate mai vrem și noi ceva, dar avem o imagine clară. Și face ședința ordinară, avem la marți, 2, 3, 1, 2, 3, 4... E cam dificil la început de lună. Sunt multe probleme care o să apară luna viitoare. Da, domnul, să dar mai facem ședință ordinară. Nu, domnule, dar mai facem o ședință extraordinară, să avem dată, ca să rezolvăm celelalte probleme. Că bugetul e prioritar. Nu mai avem bani de salarii. Deci, gata, oricum, deci... Hey, am început să... Nu luați o lună de salariu. Luați luna viitoare. Luați luna viitoare, ca să mi-a spus la ce. Punem ședința ordinară pe data de 31 martie. O fixăm de acum. Și o să vă ordineze bugetul cu 1 aprilie. Și mergeți pe bugetul vechi. Și care e problema? Nu, eu nu am nicio problemă, Doamne ferește. Care e problema? Nu, hai să gândim, o leacă când îi blocăm și noi. Hai să gândim numai ambiții personale. Eu am înțeles. Asta nu s-a ambiții personale, nu, tu n-ai priceput toată discuția. Nu, mai sunt în martie, ședință ordinară și gata. Da, mă, dar ieri și-o putie și adrese, nu vă citi-o, domnul Gelu, citi-o. Vă citesc eu. Și noi mai vorbim mult și vorbim degeaba. Da, scrie nicio. Vorbim și noi aici. Deci nu mai veniți cu minciuna asta că vai pe mine să plătească o oară. Având în vedere că până la data prezentă nu ați aprobat bugetul pe anul 2018, AJFP Bacău dispune începând cu data de 21 februarie 2018 sistemul și starea alimentării cotelor defalcate din impozit pe venit și sumelor defalcate din taxă pe valoarea adăugată până la aprobarea acestuia de către autoritatea de eliberare. Deci, dumneavoastră, dacă acum 5 zile, acum 3 zile aveați bugetul MAP la consilier, primeați vot. Nu v-ați organizat, n-ați muncit eficient,
N-ați pus documentare în mape la consilieri, noi nu putem vota asta cu cum în cabină. Nu există documentare. Ei, sunt 7 pentru, 6 abține. Asta dacă era pus din 2 zile, 3 zile. Trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Sporceni vis-a-vis de anul 2017. Dar să mai punem mâna, să mai ajute careva. Și pe Ioana, și pe domnul, și pe toți. Așa că trebuie o mobilizare. Aici nu poate. Cum adică, doar 3 muncesc și 7... Aș văzut raportul de evaluare, domnul secretar, dacă vreți să mai dau citire, dacă nu l-a spus. Nu l-a spus? Nu, n-am văzut, mă pot înscrie, da? Ca să nu mai... Stați să citească, stați un pic să citească... Aveți raportul? Este pentru că n-am mai reușit să fac Xerox. Nu a dumneavoastră, domnul Vasile, raportul de evaluare al primarului. Nu, este expunere de motive. El îmi spune din motive să scriu, ba, legislația, alte chestii care ne cer lucrul ăsta. Raportul de evaluare este cel de la domnul primar. Eu asta vreau să ne citească, domnul primar, că nici pe ăsta nu l-am avut în mapă. N-am avut multă că nu. N-am avut. Acum iar n-avem Xerox, iar n-avem aia, n-avem. Dacă scurte din hârtii, sutii și ce mai un aparat. Da, nu e o problemă extraordinară. Expunere de motive privind evaluarea performanței profesionale a secretarului comunei Scoteni, județul Bacău, pentru anul 2017. Având în vedere exercitării atribuțiilor primarului în relația cu Consiliul Local al Comunei Scoteni și a prevederilor articolului 107, alineatul 1 și alineatul 2, litera D, și articolul 108, alineatul 1 și 2, prin hotărârea Guvernului, numărul 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că la propunerea Consiliului Local, primarul comunei evaluează performanțe profesionale ale secretarului. Pe care de consecință, evaluatorul primarul comunei, în vederea completării raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale a funcționarului public de conducere, stabilește pe baza rezultatelor calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale. În anul 2017, secretarul comunei a dus la îndeplinire, fără niciun impediment, proiectele de hotărâre inițiate de primarul comunei și cele promovate de consilieri locali, întocmind ședințele Consiliului Local, în număr de 19, aprobându-se în acest sens 87 de hotărâri. De asemenea, au fost întocmite și avizate pentru legalitate un număr de 362 de dispoziții, majoritatea cu caracter individual. Aceste documente au fost supuse controlului de legalitate al direcției Comisiei Juridice din cadrul instituției prefectului județului Bacău, fără a avea nicio contestație. Luând în considerare activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 și analizând sarcinile de serviciu prevăzute în fișa postului a secretarului comunei Scoțeni, precum și alte atribuții date spre soluționare și rezolvare de către ordonatorul de credință înscris sau verbal și implicarea directă în soluționarea diferitelor petiții și adrese venite spre rezolvare la primăria comunei Scoțeni. Propun acordarea calificativului final al evaluării pentru anul 2017 de foarte bine pentru secretarul comunei Scoțeni, calificativ pe care îl apreciez a fi corect, real și pertinent, totodată supun la vot evaluarea menționată. Cine se spune la cuvânt? Mai este cineva? Se mai înscrie cineva? Domnul Tantirescu. Dacă vă mai aduceți aminte, eu am spus și în ședința din ianuarie că se impunea, prin lege chiar se impunea, e vorba de acea hotărâre 611 din 2008, să facem aprecierea, adică să facem, să votăm. Mi-a dat legea. Eu aș fi vrut să nu intrăm noi, dacă e legea, e lege, că cel care face aprecierea activității secretarului este primarul. Da? Dacă legea a hotărât ca și Consiliul Local, în relația cu Consiliul Local, să votăm treaba asta, eu aș fi vrut ca să o facem în ianuarie, că așa prevede legea. Pentru că știți de ce? În decembrie, v-am mai spus, și vă rog să îmi dați voie să vă citesc din hotărârea Curții din Minte, din hotărârea Curții Constituționale, care a spus că acea hotărâre de guvern, prin care s-a stabilit că evaluarea secretarilor să se facă în luna ianuarie, nu mai este constituțională.
Și stați foarte delicat. Și am să vă și explic. Deci de pe 7 decembrie este o hotărâre, o decizie a Curții Constituționale, care este organul peste toate organele care vot peste Parlament. Peste... Deci devenind de pe 7 decembrie neconstituțională hotărârea de guvern prin care în perioada 1 ianuarie 31 ianuarie se făcea această evaluare a secretarului, deci noi nu mai avem cadrul legal în februarie, pentru că acea hotărâre a Curții Constituționale își are aplicabilitatea la 45 de zile după apariția ei. Deci noi în ianuarie eram pe lege, puteam să-i facem evaluarea. Eu acum constat că acest proiect de hotărâre făcut în februarie nu este legal acoperit. Pentru că deja Parlamentul lucrează la noul cadru administrativ, un cod administrativ nou, prin care evaluarea secretarului va avea altă pe anul viitor 2018 se va face altfel. Deci se va face altfel. Deci domnul acum este neevaluat. Deci această hotărâre care trebuie să o votăm noi astăzi, acest proiect de hotărâre, care trebuie să-l semneze doamna Cobuz și chiar domnul Vasile, nu mai este legal. În momentul de față, astăzi. Și nu era legal toată. De-aia v-am spus eu la trecută, n-am spus-o cu răutate. Și trebuia atunci să mă ascultați. Haideți să facem repede, suplimentam ordinea de zi. Pentru că acum, acest proiect de hotărâre, o să vedeți că nu mai este legal. Dar legea vechi este abrogată? Este abrogată prin hotărârea Curții Constituționale, domnul Anton. Nu poate fi abrogată o lege în totalitate. Nu-i lege, doamnă. E o hotărâre. Este o hotărâre. Care acele precizări trebuie să fie strâche. Deci hotărârea de guvern a fost declarată neconstituțională. Da, dar deci nu-i lege, domnul Vanfiescu. Este hotărâre de guvern. Este Parlamentul. Doamnă, nu hotărârea. Deci hotărârea Curții Constituționale este obligatorie pentru și asta va fi transpusă de către legiuitor prin modificarea într-o nouă lege. Nu, ci efectiv prin modificarea acelor articole care au devenit neconstituționale. Deci hotărârea nu se modifică o lege în totalitate. Deci ascultați-mă un pic. Nu este lege, este hotărârea Constituțională. Da. Este prin declararea neconstituțională, nu mai este Parlamentul intră în obligația Parlamentului să modifice doar acele articole care au devenit neconstituționale. Deci noi trebuia nu să facem... Nu se modifică o lege deci noi trebuia să facem această... Am înțeles, dar... Evaluare, sau dumneavoastră, în luna ianuarie, potrivit vechii care a fost declarată neconstituțională. Cum va fi nouă... În noua lege, o să vedem. În noul... Știți ceva de situație? Mai mult decât atât. Ce de făcut? Ce de făcut este evaluarea dacă hotărârea nu este legală de la instituția peste... Mai mult decât atât. Să verific, e organ specializat la... Deci asta e din punct de vedere al legalității. La prefectură, nu-i bună, nu-i bună. Deci din punct de vedere al legalității... Să avem o hotărâre cu o hotărâre care nu este legală. Da, asta e, nu-i problemă. Bun. Doi. Eu, deci nu pot să o votez, că nu are legalitatea care trebuie. Doi, la mână. Eu o votez. Nu am nimic... Eu o votez deci, și o să semnez. Deci, nu am nimic personal cu domnul Danilă. Și am mai menționat treaba asta. Dacă nu o să fie legal. Dar... Dacă nu-i, păi e aici. Pot spune că sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru că dacă eu eram primar, întâmplător, da? Să știți că domnul Danilă cred că tot foarte bine avea. Dar știți de ce? Pentru că, vă spun eu, făceam echipă, dânsul venea cu mine la serviciu odată și pleca cu mine odată. Făcea performanță. Dacă eu îl apreciez pe omul Danilă, de punct de vedere uman, da? Din partea asta la altă, din punct de vedere profesional, am rețineri. De aceea mă abțin la acest vot, da? Dar, repet, dacă eu eram primar, poate avea foarte bine. Și făcea performanțe cot la cot cu mine. Dar venea cu mine odată și pleca cu mine odată. În rest, nu mai am alte comentarii. Bun. Mai sunt alte discuții? Sune. Referitor la documente, la prezentarea ședințelor, la procesele verbale. Eu nu cred vinovat pe domnul Danilă, nu știu, dânsul sau domnul primar cine dă dispoziție și tocmește aceste documente. Poate domnul secretar este ajutat cineva pentru o dispoziție
și nu este vinovat dânsul, dar sunt, este, sunt lipsuri foarte mari în prezentarea documentelor, prezentarea ședințelor, în special la doamna contabilă, din compartimentul contabil, dânsa au spus că au făcut toate actele, nu s-au prezentat nici în... Da, așa s-a spus la comisie, că au fost făcute toate, execuția bugetară, nici în... pentru mine este o neclaritate. Domnul Ambăruș, cât era dumneavoastră primar? Da. Cine întocmea procesele verbale acestea care se prezentau la ședință? La ședință. Procesele verbale care se primeau la mapele foștilor consilieri. Cine le întocmea? Nu existau mapele domnilor consilieri. Deci asta s-a stabilit. Nu existau mapele domnilor consilieri. Deci aveați pus la dispoziție toate documentele cu privire la ședința da, care urma. Dar nu era dacă legal. Dacă nu legi, noi trebuia să le aveam, să le avem cu 5 mile la ei. Acasă la noi, domnul Părinte. Dacă dumneavoastră vreați să vi se pună în față întrebarea, domnul Amăruș, nu era legal ce se făcea pe vremea aia. Deci, mai clar. Primarul de dispoziție, secretarul le face. Nu mai spuneți că primarul. Îmi pare rău. Domnul consilier Ambăruș, dumneavoastră spuneți că nu știu, într-adevăr. Nu știți. Deci domnul... Cine poate dumneavoastră? Nu. Dar așa spuneți. Când v-am întrebat noi de ce nu avem acte, dumneavoastră erați în cunoștință de cauză. Când am spus de ce nu avem și noi... actele astea cu care să ne prezentăm la ședință. Dumneavoastră a spus așa, că dumneavoastră aveți obligația să vă prezentați pe aici la primărie, nu știu câte zile mai este. Dar nu era legal ce spuneți, domnul. Nu era legal, dar este legal. Și acum aveți un metru cub de hârtie și nu știu dacă toți colegii au citit. Și se cheltuie niște bani și la finele anului o să tragem noi linie cât s-a cheltuit cu hârtiile astea și să văd cu câte propuneri ați venit dumneavoastră citind documentele astea. Să spuneți, domnule, uite, citind 1184 de pagini, unde s-au cheltuit atâta, eu vin cu propunerea. Domnule, pare rău că trebuie să vă spun treaba asta. Dați dovadă că vreți să ajutați comuna. Nu să ne înțepăm cu unul cu altul. Dar nu e vorba de înțepat, domnule. Ba da. În 2 ani de zile, dumneavoastră, pentru că nu e vorba. Dar hai spuneți-mi, în 2 ani de zile. Dar dumneavoastră ce ați făcut? Eu am 8 proiecte la asta. Mulțumim. Hai să de ce l-ați primit acum așa ceva? Haideți să vină o propunere, ca să nu mai avem discuții și sper că dintre toți colegii toți avem un calculator acasă. Sigur, am mai spus. Dom'le, hai să... Deci, oricum îi costă mai ieftin un CD-ul. Sigur. Facem toate proiectele de hotărâre, le punem pe un CD-ul și vi le mânează la mapă ca să nu mai consume atâtea hârtii. Și o să fie pe comisii 2-3, atât de mult. De ce? Că nu sunt consilierii, domnule, că au calculatori bani, să se uite. E greu, mă? Consilierii au măsit, domnule. Au calculatori. Măi, dar domnul consilier nu are calculatori. Păi nu are, trebuie să-i facem, domnule. Fă-i un calculator, că domnule. Să vezi-o să cu amenizare un calculator în loc de hârtii. Păi dacă aveați la mapă, cum o spus domnul Gelu, încă 40 de hârtii la buget, fiecare, cât e 300 de... Dar banii mi-i dă foarte bani. Nu dăm banii pe hârtii, dăm banii pe prostii, domn primar. Scrie în lege că trebuie să dai un CD-ul și dumneavoastră. Haideți să nu! Deja aberați. Bine, că aberești, nu l-ați spus aberești, nu mai multe. Da, bine. Se supune la vot. Hai că nu, că n-are, face spectacolul. Nu, spectacolul trebuie să știți că se plătește. Eu orice spectacol vreau să fiu remunerată pentru el. Gratis nu fac nimic. Lăsă loc, doamne, ca să nu mai liniștiți. Stau numai picioare, tot ședința. Nu, că m-am mai și așezat, dar grijă de fizicul. Primarul odihnit.
Haideți să supunem la vot. Până la urmă, până la urmă este legal, cum zice domnul Zampirescu, e legal sau legal? Doamne, nu asumăm, pentru că dacă nu e legal, tot trimite prefectura în apă. Nu suntem în termenul legal prevăzut de lege. O să vedem că de la prefectura. O să trimite înapoi și o revoc și casa. Nu este legal. Totuși, evaluarea trebuie făcută, pentru că... Dar trebuia făcută, nu, ați greșit, nu, trebuia făcută. Am ajuns la momentul ăsta și evaluăm acum. Pentru că eu, ca și secretar, poate începând cu data de 1 martie, vreau să-mi depun dosarul pentru procedură de transfer la o altă unitate. Și atunci am nevoie de evaluarea de pe ultimul an de activitate. De aceea am spus. Nu este bună această hotărâre care o luăm noi astăzi. Nu-i nimic. Prefectul o va întoarce cu precizarea. Nu este, n-a fost, nu s-a luat. Omul rămâne neevaluat. Păi nu, dar el are, în momentul în care ar părea, ar depune dosarul respectiv, el atunci are motivarea în spate în care îi spune, domnul, pentru 2017 încă nu este pronunțat... asta, oficiul juridic de la prefectură. De asta. Noi vă, eu, de exemplu, voi supune spre aprobare acest calificativ. Nu va fi sau nu va întruni condițiile legale Doamne, nu există nicio consecință. Că am întrebat. Ascultați-mă aici și vă spun eu. Există, nu în lege, spune foarte clar. Secretarul are cea mai mare stabilitate pe funcție. El este veriga de bază a administrației publice care asigură trecerea dintr-un mandat în celălalt. Eu nu invoc absolut nimic decât faptul că suntem într-un cadru nelegal acum pentru că trebuia să o facem în ianuarie. De aceea mă abțin de la vot. Vis-a-vis de faptul altul, sunt de acord că domnul primar și oricare dintre noi era primar, am dat eu un exemplu. Eu dacă eram primar, poate tot foarte bine avea. 95% avea foarte bine. Am o completare că făcea cu mine cot la cot. Asta e treaba mea, personală. Este calificativul care l-a dat dânsul. Este ok. Ei lucrează în echipă. Este treaba lor. Deci, calificativul pe care... Eu, dacă nu-s de acord cu administrația care o fac dânsi, este treaba mea, nu a lor. Da? La fel, tot domnul primar este cel care își asumă, inclusiv pentru restul personalului de pe fiecare compartiment, de ce calificativ le-a acordat pentru anul 2017. Da. Este tot atributul și asumarea dumnealui. Ca da la tot, eu nici nu știu. Deci chiar nici nu mă interesează și nu mă primești pe mine, că nu eu voi fi cea care... Dacă mai sunt cei care se mai înscriu la punctul ăsta, la asta, ca să putem să trecem la vot. Punem la vot. Cine este pentru calificativul propus de prin proiectul de hotărâre de către domnul primar? 1, 2, 3. Mai sus că stau prost de vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8 și cu mine 9. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Restul. 1, 2, 3, 4. Ca și precizare la punctul ăsta, aș vrea să aduc la cunoștință că, într-adevăr, am verificat și eu chestia ce a zis domnul Zamfirescu cu 7 decembrie, că a fost e adevărat. Nu, zic așa. Dar nu le-au comunicat. Poate așa trebuie să comunic prin adresă la primărie. Nu ai unde să te autoșezi. Da, domnul Vasile nu este inginer ca mine. Proiect de hotărâre. Trecem la articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scoțen pentru anul 2018 cu beneficiarii legii 416. Acest proiect de hotărâre este propus de inițiat de către mine. Probabil că l-aveți la mapă. Este doar o propunere. Dacă dumneavoastră l-ați studiat și aveți de adăugat activități care credeți că sunt omise sau ar mai putea fi adăugate, înainte de a-l supune la vot, să veniți cu precizări. Să se facă cine.
Pot să spun ceva? Da, da, cum să nu? V-am scris la cuvânt. Care... Deci... Zanfirescu, da? Da. Aș vrea, doamnă, da, este doar cuvântul meu împotriva cuvântului dumneavoastră. Da. Deci nu am acum. Da. Vreau să-l faceți ca o formă, cum să spun eu, chiar didactică, pot să-i spun, că dumneavoastră aveți experiența asta, în care să faceți o formă tabelară, cu obiectiv, cu activități, cu activități, măsuri întreprinse, locul desfășurării acțiunilor de interes local, termenul de așa și responsabilități. Eu zic că un plan de ăsta care noi îl aprobăm și dumneavoastră aveți un extras lunar, că scrie în lege că lunar îl aprobă primarul pe la lunar. Da. Dar să veniți în Consiliu o dată pe an. De-aia zic că nu mi-o lați în nume de rău. Nu. Eu aș vrea, pentru că este un proiect, așa cum ați spus, să-l, cum să zic eu, dacă nu vă deranjează, să-l refaceți. În ce sens? Activitățile care sunt, sunt cele care sunt. Vreți în formă de tabel. Da. Adică, vă sugerez... Vă spun de acum că nu-l refac. Dacă nu-l refaceți, eu nu sunt de acord cu el. Ei, asta e. Și o să fiu împotriva acestui forme subțiri, subțiri de redactare. Eu am... Deci eu nu la ambiție, dar nu am noi discutăm, acceptăm și sugestii și propuneri. Le vedem și care sunt. Eu v-am spus că este doar cuvântul meu, împotriva cuvântului dumneavoastră. Nu am venit fă așa sau dacă punem problema așa, că nu-l refac, înseamnă că nu mai îl discutăm. Nu am de ce să refac, pentru că aceste activități sunt pe trimestru. Ele aici, dacă vedeți, sunt acele activități care nu pun în pericol integritatea persoanelor care sunt declarate acte de muncă, acte de muncă cu ghilimelele de rigoare și ele sunt concepute ca să poată fi realizate de fiecare aparținător de la, care beneficiază de VMG pe sate. Și de aceea când am trecut dezăpezirea stațiilor din comună pentru microbuzul școlar. Deci este clar că vor fi toate stațiile, Scorțeni, Grigoreni, Florești. Persoanele care fac parte din satele respective vor merge și vor face acele dezăpeziri. Nu pot să fac, să estimez că va plinge luni și eu să trec în tabel luni. Sau cum este. Atunci când se desfășoară acele activități, la rândul nostru, fie ele solicităm noi, celor de la venitul minim garantat, să se prezinte la primărie, pentru că ar fi o urgență care a apărut, dar, în principiu, noi nu putem să le impunem modul în care se prezintă ei. Adică veniți luni, ca așa vreau eu. Ci eu trebuie să stau la dispoziția celor de la venitul minim garantat, interesul meu fiind de a-și efectua orele. Deci eu nu pot să-i impun unuia de la venitul minim garantat să vină la ora și, la, și în ziua în care vreau eu. Atunci când au fost situații cu titlul de urgență, am apelat chiar dacă unii dintre ei își făcuse orele. De aceea n-am ce să responsabil nu am cum să trec, pentru că responsabil sunt eu. Nu pot să desemnez o altă persoană, pentru că acea prezență, acea informare nu o semnează niciunul de la ajutorul social, ci eu. Și atunci nu pot să trec responsabil pe cine să trec. Cu oricum sunt numai eu responsabil. Și atunci să fac numai un tabel de dragul de a-l face. Da, e bine. Supun la vot. No, dar eu am o propunere. Spuneți. Sunt de acord cu tot ce a scris acolo în proiectul ăsta de hotărâre. Doar aș vrea să, dacă se poate, să trece și repararea, de exemplu, la Grigore. Este un pod care face legătura, adică drumul vechi de la Grigore spre Pustia, în Poiana la Mărului. Este un pod care nu cred că va fi reconstruit, dar măcar reparat. Să puțeavă. Nu, dar cu tuburile. Spuri de acolo e foarte greu. Este foarte, este destul de mare până jos, până la apă. Cu tuburile alea care au un metru sau cât au, nu facem treabă. Vă spun. De ce nu putem să facem? Putem să, putem să punem 3, deci 3-4, eu știu. Dar o să... Păi dacă noi avem tuburile, noi oricum trebuie să rezolvăm problema asta a cetățenilor.
Era și atunci când am montat, inclusiv tuburile de la tubul care este pus la Nea Mihai Dospinescu, tubul care este pus aici la Avram, la Puiul Tătaru. La fel au fost cei de la ajutorul social. Da. Deci au fost acolo, i-am solicitat. Mai sunt tuburi de pus? Dacă... cele 10 tuburi nu sunt montate nici unul, ca să știți. Știți că s-a discutat și în ianuarie și în decembrie locurile unde sunt, unde vor fi montate. Automat dumneavoastră veți fi, așa cum a fost de pe Grigoreni, domnul Hagimă, unde a spus că domnule trebuie acolo. Mai e la Florești. Așa, de pe Florești, când ați venit voi cu propunerea. Deci, oricum, tuburile respective veți fi consultați, pentru că sunteți cei mai în măsură ca de la nivel local să transmiteți exact... Eu mă gândeam că se, în sfârșit, se repară. Mă gândeam că folosim grinzile alea care sunt tăiate în fața școlii vechi acum. Nu, dar aici vreau să ajung. Acolo sunt grinzi la 2.20, unele sunt bune, unele nu sunt bune. Aș dori ca tot cu cei de la ajutor special să facem o sortare a celor bune pe, și, nu știu, să le depozităm undeva, că de acolo dispar. Ele erau într-un fel așezate, așa bănesc că dispar. Acum sunt alte răspirate o parte dintre ele, deci cineva a umblat. O selectat. Mă gândesc, or, nu cumva o tăia șova atunci când a trebuit să se facă să se verifice centrala și o trebuie să facă foc? E posibil, dar nu tăia din astea, că sunt deteriorate dacă o tăia. Păi, dar din alea deteriorate m-am referit. Din alea la 2 metri jumate. Dacă aveți tuburi, mergeți pe tuburi, este mai bine. Mă gândeam să le folosim și pe astea, să nu le irosim. Vină cu idei. Nu folosim nimic, vă spun eu, nu folosim nimic, pentru că virgulă, căminul de la Grigoreni va avea nevoie de o sursă de energie pentru încălzirea caloriferilor. Și când suferăm și școala veche, cu o parte din interite care o recuperăm, în partea din spate, în specinitiv, facem într-o singură apă o șarpantă și lemnele vor fi schivuite acolo. Așteptăm să mergi la vizile, ca spus de rămâia. Ce să faci cu lemnele? Vrei dai diplomatul la altul, nu trebuie și nouă la altul. Eu la asta mă refeream, că trebuie cumva cele care nu sunt, care mai deteriorate, le tăiem cele... Da, domnul, dar oricum lemnul bun ni trebuie. Dacă aveți tu și lemnul și Haideți să spunem la am și o problemă, că tot la Grigoreni Construcții Sociale a spus că nu este șef. Păi au șef ăștia. Nu, șef? Baba Cătălini. Nu, are șef, are cineva să-i condoneze, dar nu doamna anunțează ei. Nu răspunde nimeni. Dar cine anunță să vină la muncă? Nu trebuie să-i anunțe un om din sat. Doamna Lidia Usură, ăia vin la muncă și chestionează când s-a. Da, dar el ține evidența, el îi voiește, el îi spune. Nu știu dacă ține evidența, nu ține eu, nu ține nici el, nici Ionel. La binecuvântajul ministerului și la Maric. Și dumneavoastră, ca și consilier, vă puteți implica la toate activități. Nu mă iau considerații. Vă trimit mesaj, mâine, începând cu ora D, cei de la ajutorul social sunt în sectorul X și desfășoară următoarea activitate. Și vreau să puteți merge să-i coordonați, doamne, și vă pun și responsabil, fac tabela. Păi mai dat ceva în plus la indemnizația. Nu, dar fără șef. Fac indemnizația mea, un pat. Da? Da. Hai, supun la vot. Supun la vot planul de acțiuni. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cu mine. Împotrivă? Se abține cineva? 1, 2, Vasilica? Înseamnă că sunt 11. 11 la 2. 11? Cât o luat? Și abține 2. Jumătate. 5, 1, jumătate. 11 la 2. Asta. Mergem mai departe. Nu știu așa. Suplimentarea de pe ordinea de zi, cu privind decontarea valorii, contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport. Știți despre ce este vorba? Tabelul doar atâta o să, dacă o să vreți, a persoanelor care și ce sumă primește, o să multiplic și o să vă dau. Suma este de 600, stați-vă și comunic. 681 de lei. Cine este pentru? Suma este doar așa, pentru mai mică, pentru că a fost perioada de vacanță.
Ar trebui de acum, când faceți, domnul Vasile, chestia asta, l-am lăsat și domnul Boian. Da, știu. Vreți că facă, știe că... Vreți că facă ordine de zi. N-ai materialul? Și vă zic că da. Chiar dacă nu l-are, zice da și vine pe la repede. Da, el face. Domnul director, trebuie să facă tot timpul, destul de repede. Da. A venit după ce a făcut documentele. Plățile se fac la anumită, se fac o dată cu salariul. Deci până pe data de 10, oricum se fac și plățile. Și automat faci plată pe luna anterioară. De exemplu, acum ai tot pentru ianuarie. Supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Următorul proiect de pe ordinea de zi cu suplimentare este privind acordul pentru, da, aprobarea sumei de și aici în baza cererii domnului Mițe, ca să ne permită accesul, mi-a cerut 200 de euro. A primit și adresul de la Consiliul Județean. Nu există stare de incompatibilitate. Și se pune la vot ca să terminăm și să vom și cu fosile astea, odată în de ani, de zile, controale și controale. Ați studiat, presupun, chiar dacă am tot venit de dimineață, vin doar cu precizarea ca în proiectul de hotărâre să se specifice că această sumă să fie recuperată de la cei care efectiv folosesc fosile. Asta vreau să zic. Deci care folosesc, da, care folosesc fosile să și plătească. Nu poate domnul Ambăruș de la Florești, prin taxele și impozitele pe care le plătește la primărie, să plătească pentru cei care folosesc. În situația asta, poate cei care sunt proprietari la blocurile 1 și 2, știu eu, o să se facă asociații de locatari și o să mergeți că ne zbatem cu treaba asta, nu știu de câte ori, a se face fose separate pentru blocuri, pentru unitate aici și atunci domnul primar a scăpat cu tot. Este bine. Nu, dar și acum scăpăm, pentru că este bine pusă problema această asta. Stație de epurare are toate condițiile pentru nu a mai avea probleme cu instituțiile de control. Dar, cum a spus și doamna Vici, o să se facă un tabel cu locatarii, așa, și se împarte acea sumă, se convertește în lei la valoarea eurului la acel moment, nu? Și se poate suma la cât sunt pe tabel și vor achita la primărie. Da. Supuneți pe aprobare. Suma rămâne de 200 de euro? Eu asta anual, aveam de comentat sau... ceva. Nu, păi, stați că acum sunt pentru să supun spre aprobare 200 de euro. Iar e discut, e convenat. Hai să fim serioși. Deci dacă din punct de vedere al legalității, putem să ne schimbăm la cuvânt, da? Da, da, da. Deci dacă din punct de vedere al... Deci dacă din punct de vedere al legalității această, acest document ne limpezește, așa, eu aș vrea să întreb cum ați stabilit 200 de euro? Pentru că în spatele... Nu, eu cerut omul. Stați așa, stați un pic, aici revenim, pentru că rămâne alte situații. Deci, evaluarea asta nu o face oricine. Deci este vorba, deci legalitatea există, dar suma, în spatele sumei, trebuie să fie un raport de evaluator, domnul Mircea, așa e. Asta este. Deci dacă din punct de vedere al legalității avem problema, un evaluator, pentru că așa că a cerut el, el putea să ceară doamna președinte, domnul primar, putea să ceară 1000, doamna. Exact. Urma să supun la vot. Bineînțeles că suma asta nu pare o sumă, așa, dar totuși, ca să fim, ca să fim noi, exact, cine are experiență să vede. Trebuie totuși un raport de evaluator. Și care... mai dăm bani școlarul. Pentru 200 euro și banii... Domnul, aici, domnul, aici e interesul lui personal. E al nostru personal, că v-am mai spus, e personal. Este... Ne-au făcut recurs. Domnul... Ascultați-mă un pic. Din punct de vedere al legalității, când îți vine curtea de conturi, te scoți, poți să zic că dați-mi și mie...
evaluator pentru a cine a determinat suma, știți? Alexandru, în cazul ăsta, să aducă un raport de de la un evaluator. Domnul are cerere de la noi, în care solicită. Solicită, dar el trebuie să ne demonstreze nouă. Mai am o sumă care cere. Bă, dar nu-i puțin proiect, nu trebuie ce vorba de bine. Conducta cu teatră fi trasă prin șanțul respectiv. Cum s-o tras și conducta cealaltă? Dar aici nu sunt vrea. Dar dumitare ți-ar conveni, doamna, să ai proprietate și să fii grevat de ceva, să-ți treacă la hală prin grădină? Nimic, din totdeauna așa. Păi din totdeauna, că acum deranjează, nu deranjează pe bunica. Păi nici dacă ne-ar fi, nu ne-ar conveni. Autorizații de construcție nu-i va da nimeni niciodată acolo, pentru că e în cursul APIC și eu am stat cu vale și am vândut casa pe motivul ăsta, că n-am putut să construiesc nimic. Că nu mi-a dat nimeni autorizații de construcție. Nu-i treaba noastră, e proprietar, are de la mie. Păi să știi că asta ai pus în motiv, în față, că nu-i de autorizații. Mai mult decât atât, eu spus că acum... Deci și atunci mai are omul ceva aici. Doamna Bici, n-ați trebuit conducta pe șanțul ăla? Da, să fac cu cei de la ajutorul de viață. Deci, cu acordul lui personal, aici te-mi scriptic, domnule, la mediu. Și nu-l deranja cu nimic. Nu vă supărați cu mine, dar cu numai de ziua, și numai de iurea. Uitați și spune omul. Nu vă mai trebuie ceva. Rămâne să stabiliți ce conduri vă adoptați. Citiți un pic, mi-a făcut omul altă adresă și-a îndreptat, gândiți-vă. Subsemnatul Mica Alexandru, proprietar, conform contractului de donație numărul 2618 din 2011-2017 al terenului, unde va fi amplasată țeava de scurgere de la stația de epurare, vă comunic acordul meu de a amplasa această țeavă pe proprietatea mea cu orice sume de, așa cât s-a spus, 200 de euro. Având în vedere faptul că pe terenul meu, pe lângă țeava de scurgere a fosei actuale, există și țeava de apă pentru alimentarea ciușmerei de lângă proprietatea mea, vreau să ajungem la un acord. În caz contract până la data de 31-a, doresc scoaterea acestor cerți pe proprietate. Ai tot dreptul, omul, să facă treaba. Deci micramponăm, este apa de pe vale. Deci, hai să nu ne punem în poziție, că nu-i... Deci, nu este nu-i pentru om. Nu vreau să ne lăsă încernat fără să dăm niciun bani. Poftim, aș vrea să-ți vorbim. Și cum ajungi până acolo? Domn primar, l-ați citit, am văzut și subliniat. Ați văzut cât de ușor pasează responsabilitatea tot către noi? Da, pentru că ați văzut cum... Deci, nu scrie nicăieri în textul ăsta că suntem obligați. Ia uitați ce spune. Că față de dispoziții legale invocate care ne le-au făcut. Rămâne să stabiliți ce conduită veți aborda în problema cu care ne-ați sesizat. Având drept criteriu, oportunitatea, legalitatea măsurilor administrative pe care le puteți iniția. Ați văzut cum s-au spălat pe mâini? Scura. Deci, aici pe mine m-au dumirit cu niște acte, cu o legalitate care este, din punctul meu de vedere, dacă am avea stabilit un printr-un raport de evaluare, nu prin că cere el sau că vreau noi, sau că vrem noi, am putea să aprobăm, zic eu. Nu este obligatoriu să respectați părerea mea, dar să știți că această hârtie nu ne aduce nicio lămurire, vă spun eu. Domnul primar, vrea să vă susțin suma de 200 de euro. Eu, într-adevăr, na, așa o solicitat. Știm că am nevoie ca să scăpăm din rahat. Nu, 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 da, dânsul poate, și din colegi, îți pare suma prea mare. Poate face, vine la o negociere. Poate dânsul, poate să negociezi dânsul. 200 de euro, domnule, când traversează 200 de euro. Nu mai fac, nu mai fac, nu mai fac, nu mai fac, nu mai fac. Aș fi serios. Un specialist evaluator. Aș fi serios. Eu pot să spun o sumă. Sunați-o pe doamna Merjușcă la comunie să vină, că știu eu că colegul Alex se va înțelege cu doamna, să facă, faceți un mic contract și ca să fie totul pus la punct, așa este. Dar când vin cei la Curtea de Conturi, știți că ce caută. Primar, eu n-am nimic împotriva copilului, deci el are o treabă acolo, dar el nu poate să-și facă. Temați-o, să nu se întâmplă să fie un bani. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă ne gândim bine și logic, să o luăm și logic. Eu stau dreptate, nu știu ce înseamnă. Pe proiectul hotărârii menționăm că această sumă va fi recuperată de la proprietar. Atunci ți-ai dat la o poartă. Păi, dar eu ce spun, nu mai trebuie, domnule. Eu am înțeles lucrul ăsta, da, atunci ți-ai dat la o poartă. Ne-am dat la o poartă la sine, că nu luăm din bugetul local. Noi recuperăm și bani și dăm transferul. Exact. Domn primar. Domn primar. Se poate scrie și asta. Păi, ce și în caz de ceva. Și în caz de ceva, suma o dă înapoi. Da. Dar n-ați înțeles că totuși suma nu poate fi arbitrar stabilită. Da, nu este stabilit, se referă că la
modul în care au stabilit el 200 de euro, trebuie să aibă și un fundament. De ce cere 200 de euro? Exact cum am făcut în acest cu tuburile, da? Noi am stat, am deliberat. Eu am văzut că data trecută s-a supărat pe noi, s-a supărat pe dumneavoastră, că probabil că n-a, s-a așteptat la o mare susținere, dar nici dumneavoastră n-avea ce să faceți. Că dacă noi am zis, hai să vedem un pic care-i treaba, aspectul legislativ, că ne depășește, da? Dar dacă acum am spus, dom'le, hai suma să nu fie arbitrară. Trebuie un mic raport acolo care să stea în picioare că această sumă nu este numai la cheremul cuiva. Că vrea primarul, că cineva o să spune, a vrut primarul. Păi nu e așa. A vrut cel care a cerut. Păi iar că nu e așa. Deci ce hai să facem? Da, noi aprobăm, dar în urma unei evaluări făcute de către deci un de fapt, oameni. Deci aprobă doar cu condiția lui. Da, să știu și nu mai făcut o dată. Să prezint documentul care vine... Și acum, de exemplu, când o să fie pentru noul proiect de hotărâre, domnul secretar să specifice că acea sumă de acord ce a spus mai mult, va fi recuperată de la cei care folosesc casele. Deci, efectiv, de către toți cei care folosesc acea fosă. După ce se încasează banii de la oameni care folosesc fosile, să fie virată banii în contul lui. Nu se virează din bugetul local. Doar după încasarea sumei. Dacă să găbim discuții, putem să punem în pagină totdeauna lucrurile. Așa se face cu bugetul, vă spun. După ce se încasează de la ceilalți, poate ceea să iei 31 decembrie. Trebuie spus, până pe data de aici, o plătește așa 6 luni, o plătește doar. Dar mai e o treabă. Poate poate 31 decembrie. Păi da, dar și ce-a plătește? Se fixează un termen, iar el a termenul respectiv. Exact. Deci trebuie specificată chestia asta, că poate ei vor să dea 31 decembrie. Dar băiatul, în decursul an, mai mult decât atât, cine a spus foarte bine că trebuie făcut periodic treaba asta de reîmprospătare a nu a acelui să zicem, trecem la următor. Deci aici acest proiect de suplimentare pe ordine de zi este amânat. Trecem la ultimul punct. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Eu îmi ziceam spune că merg cu doamna cum ați făcut un program cu bugetul. Mergeți, cum ai zis, e făcut. Domn primar, doamna, mă pot înscrie, mai înscriem? Da, da? Înscriem, da? Hai, Hagimă, deci la ultimul punct, punem așa, Hagimă, Ovidiu. Bun. Zan Firescu, Eugen, Cipcă, Ionut, Pondu, Alexandru, altcineva? Jean Fidescu, Cifăiță, mai este cineva? Două întrebări. O dată am cerut în ședința trecută ca să fie invitat șeful de post din comună să ne spună situația cu infracțiunile, cu dezolvarea infracțiunilor. Mai puțin. De ce? Pentru că sunt foarte multe furturi de lemne și din locuințe, în care, după câte știu eu, nu s-a rezolvat nimic. Asta știu eu. Poate mă contrazice deci, domnul șef de post. Adresă că depozitul de poliție s-a făcut, dar s-a contramandat, deoarece am avut ședință de buget. Și având programul foarte încărcat, deci o să prezinte la următoarea ședință tot ce trebuie. Și către dispensar am făcut adresă și tot la fel am contract, că fiind o discuție stufoasă nu ne permite să ținem oamenii în picioare două ore până dezbatem noi buget. Când o să vină la ședința viitoare, o să-i băgăm la început ca să-și prezinte cu acordul noastră, ca noi să ne putem continua ulterior ședința, da? Deci e luat în cap. Da. Punctul 2. Chestia cu extinderea rețelei electrice. Eu am văzut că există o hotărâre de guvern, că nu se mai aprobă extinderea, dar la ce se referă? Eu mă refeream la montarea unui bec. Extinderea rețelei electrice, bănuiesc că se referă și la montarea altor stâlpi.
Nu, nu cere nimeni. Deci extindere înseamnă și al treilea fir, care dacă nu ai pe acea rețea să te legi la eliminat public, își trebuie al treilea fir. Și ăla la extindere. Deci eu chestia asta eu am sesizat-o... Așa, dacă te schimbat un bec de stâlp, ți-l schimbă. Nu e problemă. Despre chestia asta cu montarea unui bec pe un stâlp, am pus-o de anul trecut. Deci nu era hotărârea de guvern. Problema este că omul ăla la care mă refer, care are nevoie de becul ăla, el o să fie până la altă dispoziție contrară, el nu o să rămână niciodată cu omul. Nu o să aibă niciodată un bec în zona lui. El plătește taxe, plătește impozite, dar primăria nu-i dă nimic. Chiar așa, lăsăm pe ăla până peste 2204? Nu 2204, când se poate să la vedere, avem în vedere să rezolvăm acea problemă, o să căutăm o altă modalitate, dar să nu încălcăm legea, pentru că pe extinderea iluminat intră pe investiții. Investițiile respective pentru iluminat anul acesta sunt interzise. Dacă o să se constate că sunt bani suficient, o să facă derogare de la... sau o să aducă un ministru printr-un ordin... O variantă. Deocamdată, la extinderea pe Grigoreni, doar să rezolvăm până la ultimul stâlp și atât. Nu putem pe extindere. Deci, da, pe extindere... Eu puneam la ultimul stâlp, dar aici cam aproape ultimul stâlp. Nu. Deci acolo este doar iluminatul iluminat. E unul. Așa. Celălalt fir care vine de la iluminatul public trebuie să intre pe investiții. Și atunci nu pot să faci. Clar. Ar trebui să existe modalitate. Nu ne permite acum legea. Deci aici nu-ți permite că ai acea ordonanță care îți interzice. Pe investiții la iluminat trebuie să reduci 10%. Deci din tot ce înseamnă partea aceasta de funcționare cu iluminatul, anul acesta suntem obligați să reducem cu 10%. Da. În momentul acesta. Noi discutăm de ordonanța... Tot de iluminat. La Grigoreni sunt, cum să spun eu, împărțite în două. Sunt două transformatoare. La una, parcă m-am mai spus, doamnă. Da. Deci la una se sting becurile pe la ora 5:30, 6:00, sau 6:00 și ceva. Un transformator este pe senzor și un transformator este pe ceas. De aceea apar decalajele între... Dar ar trebui făcut o sesizare cumva, dar nu poți să... O fi pe senzor. Dar el în ziua, automat trebuie să intervină mai des pentru reglarea ceasă. Trebuie reglat sau... Dar mergi cu senzor până la urmă. Mergi cu senzor de lumină, există senzor de... Da, păi tocmai, una e pe senzor și una e ceas. Dar așa ar trebui să facă pentru că... Dar asta, modificarea, să iei ceasul și să pui senzor, sau să pui senzor... Niște bani. Tot bani. Păi da, și deci oamenii ăia ca și cum n-ar avea lumină. Când vin copiii dimineața, în perioada de iarnă, toamnă, primăvară, vin cu lanterne, cu chibrită, cu bichetă. Poți să spuneți frică de ceasul după... Da, asta... Nu e corect, nu știu cum să zic. Da, gata, deci reclame ceasuri. Gata, am trecut. Asta o să fie valabil pentru toată comuna, nu numai la Grigoreni. Da, bine, vorbim de Grigoreni. Da. Bun. Alte probleme, Ovidiu? Atât. Deci aici am încheiat. Zanfinescu, Eugen. Ia uitați că, deci, ceea ce spuneam, dacă au uitat să o treacă pe ordinea de zi, raportul de specialitate e ăla care... Informarea aia, care e așa și... O aveam în mapă. Deci ca să vedeți. Deci un document la care s-a muncit. Eu nu aveam, da? Nu-l prezentam în luna următoare pentru una anterioară. Un document la care cineva a muncit, da? Nu l-ai trecut pe ordinea de zi. Deci iar revenim la niște chestii care nu o fac cu plăcere. Da? Acum rămâne așa. Întrebări. Domn primar, țineți-vă bine. Aveți scaun? Aveți. Da. Așa. Doamna vice 3, deci la dumneavoastră, numărul la doamna vice 3, la doamna Cobuz 3 întrebări, și la domn secretar vreo 3, dar care răspundeți tot dumneavoastră, sunteți ordonator principal de credit. Deci, planul cu situațiile de risc. A zis că uitați, au trecut 2 ani de mandat, asta se face în fiecare an, ai găsit, facem ceva. În afară de acel contract cadru,
care în iunie anul trecut am discutat cu el, n-am aprobat în Consiliul Local nici Comitetul Situațiilor de Voluntariat, n-avem nici parul făcut, facem ceva? Păi parul facem, după ce facem bugetul, facem. Deci hai să-l facem, nu mai spun că dacă, deci ar trebui cu organul nostru să-l facem, care se poate documenta, deci nu are autorizații? Nu poate, nu supliază de lege. De ce? N-are școală? Nu. De cum, păi atunci întreb cum l-am angajat dacă n-are ca autorizare. De ce? Nu intrăm în detalii. Nu poate să facă. Deci ascultați-mă. Deci, planul ăsta sunt 2 ani de mandat. Deci ăsta este anual, se actualizează în fiecare an, se apără cu Consiliul Local. Așa. Bun. Am spus-o și data trecută. Planul achizițiilor publice, planul ăsta. Planul achizițiilor publice pe 2018. O să-i dăm drumul, stați să vă mai dau și răspunsul. Pe cuvântul meu de onoare vă spun că tot trag de băieții ăștia. Alexandru acum la deal, Alexandru la vale. Proiecte, avizii până pe am termene de mituri și depunem proiecte și le prindem. Nu bate nimeni în bondare. Dar sunt chestii care mai, eu am o prioritate. Prind un ban pentru un proiect și construim ceva și astea le face și pe așa printre timp. Dar nu am oamenii necesari ca să pot să merg ca cu buldozer. Deci el este prin dispoziția dumneavoastră. El este prin dispoziția dumneavoastră. Responsabilul pe această linie a achizițiilor publice. Documentul de căpătâi al lui profesional, dar și al dumneavoastră, da? Pe anul în curs este planul achizițiilor publice. Deci, dar el anul trecut pe vremea asta, să știți că era discutat în Consiliul Local, era aprobat. O să-l punem la ședință. Da? Puneți-l, vă rog frumos. Pentru că poți și alte priorități, credeți-mă, că nu poți să dai picior la priorități. Deci, pentru secretar mai mult, că aici trebuie să vă aduc, notați doamna Tănase. Deci că nu stă primarul, are destule. Pregătiți oameni buni, că este în bază legală, în legea 215. O situație privind starea economică socială a comunei. Totală, pe toată lumea. Păi, o facem acum, dar am avut timp cu bugetul. O facem cu aia, deci am discutat. Păi, eu ce spun? Avem 2 ani de mandat, nu, și Dumnezeu. Doamnă, treceți-o pe ordinea de zi, că ordinea de zi, doamnă, spuneți-i lui Vasile al 16-lea, ordinea de zi nu cuprinde numai proiecte de hotărâre. Sunt și alte aspecte. Deci am solicitat de vreo 3 luni de zile, cred. Cineva chiar îmi spunea acum. Să aduceți situația aia a abonamentelor la mobile. Să vedem și noi un pic sumele alea 3-4 mii. Tot așa am solicitat de prin decembrie, de contractul de desăpezire. Să vedem și noi cu cine l-ați încheiat, cum l-ați încheiat. Deci văd că nu, cineva, ori e... Doamne, stați un pic. Deci dumneavoastră, eu nu vă dau ordin dumneavoastră, vedeți dumneavoastră hârtiile astea în Consiliu. Dar cineva face o sinteză după sarcinile ieșite din ședință? Automat, după solicitările care le face Consiliu, vine cineva, domn primar, uitați ce s-a cerut la ședință. Și atunci tu spui, bă, vii acolo cu treaba aia, vii acolo, glămurim oamenii. Transparență totală. Deci domnul secretar a venit când chiar ieți să-l erați lipsă sau când a... cu o sinteză a ședinței. Uitați, am văzut că a sărit de pe ordinea de zi, nu mai se pomenește de acele sarcini din ședințele anterioare, nu mai există pe ordinea de zi. Ce zic, că ne punem prea multe întrebări ăștia, nu? Nu, că prea multe întrebări, dar cât mai... Ori suntem serioși, ori suntem serioși. Suntem serioși sau nu? Deci am solicitat contract de zăpezire, da? Și Tonica n-am solicitat cum vorbim, telefonic. Doamne, eu am... Dar sunt 2-3 ani de când cineva nu vrea să le aducă. Care sunt contractele de prestări servicii încheiate de la începutul mandatului până acum, care nu au fost prinse nici în planul achizițiilor publice, dar nici în proiectul de buget de anul trecut aprobat? Pentru că sunt. Știți ce trebuia să faceți cu ele, nu? Pe alea nu ați avut aprobarea Consiliului. Le-ați făcut, că ați respectat, că n-ați respectat, că ați făcut recepții. A respectat, că am avut aproape și noi. Da, are da, alea care... Deci, noi am aprobat, domnule, stați un pic. Noi am aprobat planul achizițiilor publice. Am aprobat planul, bugetul de pe două. Da, tot ce intervine trebuie în afară de... Că așa este, mai apare una, mai apare o necesitate. Trebuie să treacă. Trebuie să vină pe aici. Da, nu au avut, nu au avut sau le regăsesc în aia bugetară la 3 luni. Nu, deci nu-i normal. Nu-i normal. Deci eu să știți că le-am. Nu, dar nu este legal totul. Nu. Deci, cu inventarierea ce contract ați făcut? Cu firmă străină, da? Bun. Ați făcut cu firmă străină. Cu ați asumat, ați venit în Consiliu să ne spuneți cât costă? Cât costă? Treaba asta? Așa ați făcut primarul. Domn, stați un pic. Primar aici. Domn, stați un pic, sunteți primar, dar nu hotărâți dumneavoastră cu bugetul. Păi, dar aici e treaba mea. Domnul, bugeta, bugetul. Fine, Dumitru, cum el nu așa ridic. Deci dacă o luați așa, deci sunteți în afara legilor. Sunteți în abuz în serviciu.
toate cheltuielile. Eu răspund. Le aprobă Consiliul, domnule. Prin planul de achiziții, prin buget. Eu pentru ce mai sunt? Dacă tot trebuie să vă cheltuiesc. Bine, bun. Domnule, dar hai să vorbim în serios. Domnule, hai să nu ne călcăm de așa. Nu ne călcăm. Deci bugetul, bugetul unei entități este atributul Consiliului. Nu ați avut în aia, a avut o problemă. Nici o problemă. Oameni buni, ia uite așa, am de rezolvat asta. Domn primar, hai să facem o treabă. Da, facem o treabă. Dar restul, trebuie la ședință fiecare zi, când se vede o problemă pentru obiect, nu am contract. Domnule, haideți, domnule consilier, întrunim, facem ședință, aprobăm și schimbăm bine. Da, bine, schimbați comisiile cum vreți și... Domnule, de la dezăpezirii vă întrebă pe dumneavoastră. Ați făcut un contract? A fost în planul, prevăzut în plan, în buget, da? Ați făcut vreo recepție la dezăpezirii? Până acum că nu a fost chemat de nimeni la recepție. Poate nu sunteți în acea comisie. Dar dumneavoastră... Sunteți pe comisii de investiții. Stați un pic, domnule. Dar dumneavoastră cu câte comisii funcționați? Cu cât e nevoie în instituție. Da? Interesant. Este comisie de investiții, este comisie... Da! Dar nu ca o singură comisie. Deci este, deci comisii de recepție sunt mai multe? Da! Este pe investiții. Interesant, domnule. Da, da, da. Păi da, nu, dar dumneavoastră este comisia de investiții, domnule. Da. Incredibil. E foarte incredibil, da, da. Nu că e incredibil. E mișto. Frumos. Incredibil, incredibil. Da, e legal, e da, apropo. Da, trebuie dat orice dispoziție doamna... colegilor consilieri să le pune în față, domnule, faci parte din comisie. Dar să știi care sunt în comisie. Să se în comisie nu, poți, nu fac parte numai consilieri, păi, domnule primar. Și eu și omul din sat. Păi, domnul de aici, din interior. Păi din interior, de aici se recomandă. Dar pentru domnii consilieri era bine să le dați, să le dați acea lege și acum trebuia să o facă. Dar știi, domnul Grăbirescu știe în ce comisii. Deci, domnul Omul știe, domnul Vroti știe. Și știe în ce comisii sunt oameni. Domnul Grăbirescu știe în ce comisii sunt. Nu mai sunt. Asta e problema. Problema mea. Sunteți incompatibil? Doamna vice, sub permisiunea dumneavoastră. Ce grupul de sunteți? Știu că sunteți președinta de comisie la recepții. Da. Chiar știu. Mai sunteți președinte de comisie la vreo alte comisii de recepție? Și ce anume? Ca să știm măcar să lămurim. La comisia de reparații care au loc la interior, la primăria Scoțeni, deci la clădiri. Ca și clădiri. Și la comisia de dezăpezire de reparații? Nu e de reparații. Da. Mulțumesc. De inventariere știu sigur da, că sunteți președintul de comisie. Da. Avem vreo chestiune vis-a-vis de inventariere? Știm ceva? Că am înțeles că s-a făcut și contract cu o firmă străină. Da. Nu avem o dare de seamă, domn primar? Tot pe dumneavoastră. Da, da, da. Nu pe doamna. Da, da. Sau nu ne-a rotat. Dacă, uite, dacă, așa, deci eu am căutat, dar n-am găsit. Vreau să văd și eu, este o hotărâre, domnicea, știți? Hotărâre de guvern privind domeniul public, patrimoniul comunei Scoțeni. O hotărâre în care toate comunele din toate localitățile din lume aveau definit. Așa, erau definite unic de găsit asta, că dacă întrebăm... Păi trebuie să se găsiți și în arhivă. De ce? Vă întreb. Da. Aș vrea să vedem un pic domeniul public al comunei Scoțeni. Și știți de ce vreau să vreau. Ce ești eu, doamna inginer? Așa, merge și vreau și cu drumul, și cu segmente drumul, și cu acolo, de exemplu, segmente și tot. Și de exemplu, tot în potențe. De exemplu, vis-a-vis de consiliile, de atribuțiunile Consiliului Local, rezultate din lege, față de culte, noi avem obligații clare, stabilite ale Consiliului Local. Dar întreb un pic mai încolo de obligațiile care le avem noi, față de domeniul public, cimitirele dintr-o comună sunt în domeniul public al comunei sau sunt în domeniul privat al parohiei? Aici vă răspund eu pentru Scoțeni. Deci cimitirul Scoțeni... Lăsați-i pe ei. Nu, nu, nu. Cimitirul Scoțeni, de sus, de pe deal, este domeniul al parohiei. Este dat donație de cineva, deci este... N-am știut. Deci cimitirul Scoțeni este a parohiei. Deci atenție, dacă este... Deci atenție, atenție... Da, eu credeam că sunt verific. Deci, eu credeam că răspundeți dumneavoastră. E foarte bine. Deci, cimitirul Scoțeni. Bun, deci atenție, deci este în domeniul parohiei. Nu este în domeniul nostru public. Atunci să știți că dacă nu, dacă asta este format că nu știa. Noi nu putem folosi forța de muncă acolo. Atenție. Așa forța de muncă nu putem folosi la multe. Eu vă pot contradice. Mai mult decât atât. Mă gândeam la niște parcări acum la cimitire. La ce mă gândeam că fac un proiect de hotărâre, dar că nu mai pot să-l fac. Pentru că nu e în domeniul public al primăriei ca să putem propune investiții. Că dacă nu facem străzi, sau măcar să facem mai o parcare la cimitirul nostru, cum așa, numai bloduri. Nu, domnul Zanfirescu, aici vă contrazic. Când acum? Putem.
Consiliul Local alocă cu destinație specială parohiilor suma de privind obiectivului. Dar el poate să folosească după aceea. Păi el nu poate, odată ce noi, eu, Consiliul Local, îi hotărăsc suma de 3 lei să facă parcare. Parcare faci. Parcare trebuie să facă. Exact. M-ați înțeles? Deci noi, e una... M-ați lămurit din punctul ăsta de vedere. Haideți să verificăm un pic această treabă. De ce vă că zic? Dacă, dacă la Florțeni este situația care a zis-o doamna Ceaușu, hai să vedem dacă la Florești așa sau și la Grigore. Da, că tare mă gândesc, și dacă e așa cum a spus doamna, că este o donație, da. Eu nu cred că a fost un donator la Grigore și la Florești. Aici a fost o situație de donație. Ba da, de la Florești este făcut din donațiile oamenilor, asetenilor, și-au dat... Dar e astea parohii. Deci, înseamnă că în inventarierea patrimoniului, dacă este așa, nu mai apar în domeniul public. Doar pe registrul spațiilor verzi. Da, pe registrul vorbesc de patrimoniul, Cătălin. Deci, patrimonial nu avem... Vă pot... cu privire la două cimitire din Comuna Strugari, vă pot furniza date că cimitirul adventist este făcut pe pământul familiei din care provin eu, de la bunicii mei, și cimitirul catolic de la Flore, de la Strugari. Deci, Strugari, de la Forțenii Campoare, la Florești văd că iar se devine clară că e proprietatea parohiei. Deci la fiera parohiei nu este... Trebuie să vedem această hotărâre, dacă la, și la Grigoreni este ceva. Ca să știm cum avem un patrimoniu nostru înregistrat. Dacă e proprietate privată a parohiilor, n-au știut, dar patrimonial la noi. Registrul spațiilor verzi există sigur, pentru că acelea le-am... Registrul spațiilor verzi am lucrat eu la el. Vă spun și ce suprafață de dar nu știu ca și... cu privire la banii care i-am dat noi la parohie anul trecut, nefiind cu o destinație specială și am lăsat la latitudinea preoților să cheltuie acei bani în funcție de necesitățile care au intervenit, v-am explicat. Da, noi, Consiliul Local, putem să ajutăm bisericile pentru un obiectiv X, special direcționat. Cred da. Că acum, în proiectul ăsta al bugetului, ați trecut ceva? Că nu, la rectificarea din vară. Pentru că n-am de unde. Suma care, uitați să vă spun, părintele de la Scoțeni, verbal, mi-a făcut o solicitare de locuirea gardului și porții de la biserică de acolo. Dacă aș fi avut oricum suma necesară, depășea de 35.000 de lei. Dacă ne ajută Dumnezeu în vară, la rectificat de buget, tot la fel de echidistant, că avem trei parodii, trebuie să împărțim în mod egal, să avem resursa financiară, adică să dăm un bani, dar să folosească bine. Bun. O să vedem din nou când discutăm treaba asta. Când avem de unde să tăiem sub nicio formă. Așa, deci, acum. Mă gândesc că, vedeți, așa am spus și anul trecut la rectificare. Da, nu le-am dat. Ce am promis, l-am dat. Da. Am promis la monument, când am făcut în doamnă că punem banii reparat monumentele. Am pus, acum și bugetul. Ultima chestiune care o am și ca să vă mai sunt și colegii. Pe 5 a 2 a fost procesul cu Rom Constructor. Scorțeni vs. Rom Constructor. Știți ceva? Nu are toate documentul, domnul secretar. Nu știe nici el. Pe 22 ianuarie a fost procesul Rom Constructor vs. Scorțeni. Pe cheltuielile care le vroiau. Pe 5... Deci s-a suspendat. S-a suspendat și al lor. S-a suspendat al lor, dar vă spun că pe 502 nu s-a prezentat nimeni la proces care să ne reprezinte. Și s-a suspendat și al nostru. Deci, ia cât de că ați aprobat niște bani în hotărâre de Consiliu Local, 1 leu, 2 lei, 5 lei, care i-a dat în vânt. Dar, una peste alta trecând, că nu intru în detalii, că am 1000 de detalii și nu vreau să le dezvolt. Cine vrea informații suplimentare să mă contacteze. Ia cât de că... Până la urmă, finalizarea acestei chestii care am monitorizat-o are un efect care, vreți, nu vreți să vă spun, mie îmi face o umplere de suflet că acum domnii de la Rom Constructor nici pește n-au mâncat, nici usturoi și nici gurarul lui miroasese. Știți ce au spus în fața DNA-ului? Au spus că dar noi nici n-am avut intenții să-i luăm un bani. N-am emis nicio factură.
asta, nu pot. Da. Deci, acum, dar deci eu am document cu această chestie. Dar eu nu le-am făcut pe penal. Deci am document. Deci, deci când a intrat cineva tare în ei... Acțiunea e făcută din ei, domnul Gelu. Deci... Nu, deci, nu, 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 deci, una peste alta, una peste alta. Deci dacă noi, la timpul când... De-aia, deci banii... Nu, nu acum nu mai dau niciun ban. Nu știu cum să scap. Deci... Nu, dar puteți, domnul Gelu, puteți să certificați. Cu adevărat, că am făcut toate demersurile necesare. Eu nu v-am imputat decât faptul că am făcut o greșeală catastrofală, care ne putea costa mult. Ați semnat acel act adițional într-o niște situații foarte ambigui atunci, când noi, de fapt, am zis 13 oameni împotrivă. Atât vă imput. Una peste alta, față de acțiunile care le-ați făcut ulterior, când ei ne-au dat în judecată. Păi cum să vii cu DNA să spui că păi ăștia nu v-au cerut nimic? Păi există, domne, proces. Există proces în care ne-au dat în judecată. Zău? Da, ia uitați. Așa. Deci, una peste alta, deci a fost o perioadă foarte urâtă, în care eu chiar m-am implicat în treaba asta și nu mi-a sunat merite deosebite, că a ascultat și dumneavoastră partea aia la altă, prin procese, nu știu ce, în care ne putea costa foarte mult. Eu vă rog foarte mult în situații de genul ăsta. De-aia spun transparență. Haideți să discutăm în Consiliu, să nu mai ajungem în situația asta. Că dacă un vot a unor oameni care noi atunci eram la început de drum, îl votam când au venit aia călare pe noi, ne costau bani. Mulți bani pe niște lucruri care nu erau. Erau. Deci atunci am avut noi, să zicem, o prezență de spirit, o atitudine în care am pus tot prin votul ăla, că ăla a contat cel mai mult. Și pe urmă, faptul că ați recunoscut și v-ați dus și i-ați dat în judecată și le-ați făcut o plângere și dumneavoastră, că știu dosarul, în care, cum să spun eu, s-a intrat cu cercetări. S-a intrat cu cercetări și n-au putut demonstra că s-au făcut lucrurile alea. S-a spus că am dat. Deci, atenție, domn primar, la tot ce semnați. Atenție că ne pot costa. Asta o spun nu lui Cătălin, nu lui Popescu, la oricare dintre noi. Aveam și o lună și am semnat ca primar și eu, dar mi-am asumat. După aia s-au făcut demersurile. Deci în momentul de față s-au suspendat procesele, ăia nu mai vor nimic. Noi banii i-am dat la avocat. Pentru ce? Da, măcar, măcar pentru ce? În echilibru. Pentru ce? Că nu a fost să ne apere cu nimic. Pentru ce am dat bani, oameni buni? Am impresionat că avem avocat. Am impresionat. Demersuri restrictive. Să știți că în contextul dacă nu aveam acolo trecut avocat, e imposibil. Până s-a ajuns la suspendare, deci avocatul a făcut niște demersuri. Nu verbal. Deci le-a făcut scriptic și contează foarte mult o documentație depusă la un procuror. Deci altfel nu se făcea demersuri. Documentația de la ședințele procesuale nu s-a prezentat. E bine că s-a ajuns la o soluție pozitivă. Dar nu, nu, să știți că tranșarea acestei chestii nu are aspect administrativ. Nu s-a transat nimic în contencios. Pentru că dumneavoastră nu v-ați prezentat. Adică avocatul care l-ați prezentat. Ei nu s-au prezentat. Ei nu s-au prezentat deloc. Că intrase cineva și le ținea pistolul la tâmplă și nu s-au mai prezentat, au renunțat. Situația care s-a suspendat. Exact. Da. Deci am învățat ceva din toată treaba asta cu toții. Am învățat, domnul primar, că pe partea contabilicească trebuie să mă ia ca și consultant. I-am spus asta nu o semna. Asta e treaba dumneavoastră acolo. Cel mai bine. Da, bine. Da. Da. Mergem mai departe. Cipcă. Cum? Da. Nu a fost acuzat prin nedrept. Păi cine m-a acuzat să spun? Un proiect de hotărâre și susținând să semnăm toată suma care ne ieșea în plus. Adică... Da, să bănuia că poate aveți o legătură de... Sperie, două cifre la poate, merg cu ocazii... Mai au șanții, bine, chestii făcute pe la... Și eu am doar și cinci, și dă Dumnezeu... Foarte bine, să aveți, doamnă, să aveți, să aveți. Vedeți ce faceți cu mașina, nu mai vreau să o văd următoarea săptămână, să o văd acolo. Ionuț, mai ai ceva de adăugat sau... Sau deja... Păi nu zici nimic, spune. Păi nu, era posibil ca cei care au făcut aici,
Vreau să vă întreb referitor la contractele cu contractele de apă și apometrele, în ce stadiu sunt și dacă sunt în stadiul care erau mai dacă s-au intrat în regulă. Nu, în același stadiu, pentru că locuim. Dar vă spun eu, în același stadiu, dar o să le vedem. Am avut toate priorități, da? Și automat trebuie clar, deci e răspuns clar. Trebuie să fixăm o nouă taxă. O nouă taxă. Trebuie să lucrăm de așa ceva. Pentru că Curtea de Conturi a constatat că această taxă stabilită este prea mică față de costurile. Și avem obligația să o aducem la nivelul sustenabil. Să nu curgă iar curent prin robinete, că așa era vorba la început, da? Da, da. Da. Altceva? Altceva, aș vrea să faceți o adresă către drumurile naționale, cei de la drumuri care folosesc așa. În mod repetat iarna, perioada din porțiunea din Florești, și inclusiv la Petrom. Pentru că drumurile, dacă este un drum făcut de, eu știu, de 30 de ani, de 50 de ani, drumul ăla trebuie respectat în aceeași perioadă. Nu dacă s-au făcut, s-au muiat aici drumul, o trecut dincolo, pe Islaz sau pe drumul oamenilor. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră că aceeași, când eram discuționat, domnul Aborușchi, foarte bine, a făcut demersul pe partea din Islaz, că avem la pot de ferat, da. Vrei să spui, nu? O să reacționăm cu noua adresă. Și pe rostul. Fixarea traseului și refacerea drumului. Deci, adresa va apărea în felul următor. Accesul se realizează pe drumul marcat, nu pe... Și reface și întreținerea drumului, exact. Da. Inclusiv cei de la drumuri, în cel mai rău caz, eu am sugerat, de ce o să iau legătura cu noi proprietari care au sondile pe zona noastră pentru o sponsorizare. Și dacă sponsorizarea nu se va realiza, vin cu o propunere, o să vin cu proiect de hotărâri în Consiliu, stabilirea unei taxe pentru folosirea drumurilor locale pe care îi traversează pe teritoriul comun. Exact. Cum se face la Zeneș, cum se face pe zonele petroliere. Și mai scoatem niște bănuți de acolo. Este foarte corect. Dar încerc prima oară partea de sponsorizare, ca să nu ia atât din clima la picioare. Trebuie lucrat de la drumuri. Nu știu dacă în urma demersurilor făcute și a insistențelor noastre așa. Au avut în considerare, au asfaltat porțiunea aia până la ei, așa. Dar ei nu folosesc acolo. Ei o folosesc în acolo. Păi, cald așa, înțelegeți? Am înțeles. O să le atragem atenția. Pentru că utilajele alea sunt că toate mașinile din Părești în 2 ani. Ce? Să le tragem atenția. Aici le tragem atenția, da. Pentru că și chiar... Și le specificăm pe metru pe care... Mai au încă o dată cei de la district făcute și pe este da, atâta. Știu. Da, dar ce credeți noi n-am făcut? Făceți de oameni buni. S-au mai făcut de atunci, dar... Uitați cu ce spune. Eu nu-ți mai ai? A terminat. Fondul. Da, domnul. Avem o registrare la primărie nici de ce din partea unor persoane. Da. Care... Nu li s-au dat la comisia noastră ca să le analizăm să asta. Prima ar fi cazul social al domnului Mihai, care se află într-o instituție exact. În azil. Da. Care e prins pe buget. Dacă erai atent... E prins pe buget, domnul, și cazul celălalt cu casa asta. Dar trebuie să treacă după ce aprobăm bugetul să facem proiect de hotărâri. Și să supun acum, dacă noi n-am aprobat bugetul. Deci este prins pe urmă? Este prins în cazul. Mă, doar se discută cazul social la nivel de... După aprobarea bugetului. Și mai avem o cerere cu... Da, cu casa asta. Da. Deci am pus mai mult ca în cursul anului, Doamne ferește, să mai vezi și cu casa verde. Da? Deci sunt prinsă chestia. Acum trebuie să treacă prin Consiliul Local. Dar te obligă legea să ai prins 3 lei. Și mai revin cu drumul. Pentru drumurile din Florești, partea S, ulița la noi și pentru toate celelalte drumuri. Să facem o discuție. Nu se mai poate circula. Cum se duce zăpada? E luat în calcul în detalii pentru ajung. Compactor, nu mai să mai punem balastă. Îndreptat și compactat. Da, dar numai să ne permite și mega domnul, nu vi luat în calcul. Domnul primar, în legătură cu posturile care sunt vacante,
În ce stadiu sunt? Ați dat dispoziții să scot la concurs? Eu, din discuțiile purtate cu domnul secretar, da, am vorbit și cu doamna vice. Doamna vice îmi spune că ar trebui mers pe organigrama vechi. Domnul secretar îmi spune că așteaptă avizul de la NFP. Eu nu sunt secretar. Eu am discutat, interesul să scoate importul la concurs, dar dânsul mi-a spus, eu nu sunt specialist pe chestia asta, adresele care le-au făcut către ANFP-ul, când au venit cu retur la noi, spune că au venit fără aviz. Nu mă pricep, unii nu mă pricep, dar au luat dispoziții. Dânsul a zis că... Atunci a dat dispoziții. Trebuie să primească răspuns. Doamna spune că merge cu vechea organigramă. Păi exact cum e și cu evaluarea secretarului. Da. Păi dacă nu-i bună hotărârea dată de, sau nu, așa, Curtea Constituțională a cerut modificarea unui... Am înțeles, doamne. Păi, e același lucru, dai dispoziție de finalizarea concursului. A ridicat o problemă și am în față exact hotărârea guvernului. Uitați ce spune. Începând cu data, este ordonanța 90 de 6 decembrie. Așa. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante în instituțiile publice, bla bla bla. Pentru posturile care au fost demarate anterior proceduri de concurs, până la data de 6 decembrie, merg în continuare. Prin excepțiile de la prevederile de mai sus, ordonatorii de credite pot aproba organizarea și ocuparea prin concurs în procent de maxim 50% din totalul posturilor care devin vacante după 1 ianuarie 2018. Adică e vorba, dacă se pleacă doi după 1 ianuarie, angajezi unul. Dar asta să mai discută la toamne. Mai este o excepție. Deci până aici nu avem nicio portiță. Mai este o excepție. Prin excepții de la prevederile de mai sus, 1 și 2, în cazuri temenii justificate, prin memorandum aprobat de guvern, da, se pot organiza concursuri. Deci noi nu, în situația asta suntem, dacă facem intervenții prin... Pe prefecturi, ce putem, cred, cu memorandum. Deci, dacă o luăm aici, da, deci nu-i treaba noastră, da, neapărat. Acolo e altă treabă. Ce treabă. Deci, dacă e vorba de unitatea... Ne luăm asta și bazele juriste. Deci după asta nu putem face nimic. Și mai sunt și alte restricții, Cătălin, alea cu mașinile. Da, păi nu v-am zis, cu mașinile. Deci asta este. Vă contrazic aici. Păi da, eu am citit din lege, doamne, și nu am contrazic. Vă contrazic, pentru că la noi, de exemplu, pentru postul de șofer, s-au demarat de 3 ori, deci vedeți că acolo spune pentru posturi scoase la concurs deci până în decembrie, deci la noi dacă este demarat acum, păi doamne, bravo, nu l-am demarat noi în urmă, iar dar de exemplu la ultima, ia citiți ultimul, ce spune? Cu tot respectul, dar citiți la ultimul cu excepție de la... Da, dar spune, ultima excepție spune, prin excepții de la prevederile 1 și 2, în cazul temenii justificate, prin memorandum aprobat de guvern. Păi și cine te oprește dacă știi că ai nevoie? Păi faci memorandum la guvern, soliciți, vine ordonatorul principal ăla și spune guvernului că pentru județul Bacău, comuna cutare, aprobă în ședința de guvern, când ai drumul, altfel nu. Păi și eu ce am spus, deci nu poți să spui că nu ai voie. Ba da, memorandum de la guvern. Deci eu ce am zis acum? Ia asta înseamnă niște demersuri, domnul primar, în care domnul secretar face la prefectură, sau la Consiliul Județean, nu știu exact de structura, în care se face o situație pe județ, se înaintează guvernului și guvernul nominalizează pentru o hotărâre exact cum corect. Prefectul este reprezentantul guvernului României în teritoriu. Deci, perfect. O întrebare. Eu aș mai avea o întrebare. Ce se întâmplă cu cetățenii de la noi din sat, care a căror amens, am înțeles că le s-au transformat în muncă în folosul comunității? Avem așa ceva? Da. Nu sunt amens,
e doar o amendă penală, nu spun numele pentru că nu am... Nu e corect. Nu. Principial nu este corect. La câte cazuri sunt? Unul singur, care, deci nici n-a venit să facă orele, dar nici nu m-a mai sunat de la serviciul de probațiune. Mai avem două cazuri de la secția civilă care trebuie să presteze muncă în folosul comunității 40 de ore pe lună, deoarece copiii sunt luați de către stat, merge în compensare, dați da? În plasament la persoane care sunt apte, da, și care întrunesc condițiile. Și suma trebuie recuperată pe muncă. Iar statul trebuie să-și recupereze într-un fel, părinții fiind obligați să desfășoare muncă. Dar dosarele abia au venit, adresele, și de acum o să... Da. Și altceva, domn primar, eu la ședința trecută am făcut o propunere. Să facem ceva, să plantăm niște copaci, niște pomi, niște... Pe locurile, pe nisic. Pe locurile virale, da, doar pe islas nu se poate. Pe islas în nicio formă nu poți plantez. Ce trebuie că... să facem noi ca să facem așa? Un proiect, de hotărâri. Un proiect de hotărâri trece prin Consiliu și după aceea sunt specialiști care să fac un proiect tehnic. Înțelegeți? Proiectul de hotărâri îl face secretarul. Conform articolului din lege, se raportează la articolul din lege, noi, dumneavoastră deliberat aprobat, și după ce este proiectul de hotărâre aprobat și este hotărâre, primarul este obligat prin lege să ducă la îndeplinire hotărârea. Și trebuie stabilit dacă sunt sumele necesare pentru... Pentru că un proiect implică și costuri. Nu, că ar mai fi oameni care ar veni voluntari, dar și ei un leu, 2, 7, 10, ar fi în sat oameni care vor lucrul ăsta. Păi ar fi oameni în sat care ar vrea pe pământul lor sau și-ar da și ei bani. Nu, ar pune și ei bani sau ar participa voluntar la plantat, cu copii, cu școala. Dar nu neapărat pe terenul, dar în general, și pe terenul public și pe terenul... Trebuie să identificate lucrurile astea pentru noi. Nu avem zone virale în afară de Islaz. Islaz mai bun. Deci, dar mă informez și mai bine și vă comunic. Da, las. Da. Nu mi-a răspuns, cum am intrat doamna Narcisa. Ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă? Ce se foarte bine, oamenii care fură. Acum a fost și 10 ani, primarul e polițist, i-am anunțat verbal de atâtea ori, se știe, sunt adrese, ce să-i mai fac? Dacă nu poate să-i prindă. Dacă acolo se lignească, dar îți spui domnul primar să... Am discutat cu doamna Vici, o să facem demersul, pentru că a venit și o adresă, parcă venită din o săptămână, nu? Prin care... Dar nu, că am anunțat și în ianuarie, la ședința din ianuarie, am și spus că anunțat și dumneavoastră de pe sectoarele de unde veniți din sate, că se încheie contracte de pază gratuit cu toți proprietarii sau moștenitorii legali de păduri. Contractele respective se întocmesc și se încheie la ocoarele silvice. Este să-i trimitem pe oameni la ocolo silvic. La ocolo silvic, să duc cu titlul de proprietate și face contract. Să vine să inventariază sectorul respectiv de pădure, să dă în pază păduratului. Iar pentru cei care au deja întocmite contracte de pază și care erau plătiți, sunt și care dau, cum nu, contracte de pază și plăteau până acum, dacă merg în termenul legal, beneficiază de această pază gratuit până la suprafața de 30 de hectare, 29 de hectare și... Da, dar ar fi bine să știi când se duc, în ce zi... Păi, dumneavoastră, puteți să luați legătura cu persoanele respective, stabiliți dumneavoastră un program, dacă vreți neapărat să-i ajutați, și la Ocol, programul la Ocol este din luni până vineri, de la ora 8 la ora 16. Și vi susțineți cauza. Da. Domn primar, la următoarea ședință, puneți și câteva apă primar, spune-i bun de apă dimineața. O să punem, domnul, că și mi-am fost acolo asta. Mai am eu o întrebare, cu ăștia la blocuri, le mai plătim tot primăria, nu noi. Ce se plătim? Primăria, Vitanjarea. Dar nu le-am mai făcut, eu la Vitanjarea nu s-a mai făcut Vitanjarea. Nu? Nu. Pentru că de asta, dacă montăm stația asta de iepurare, am dat totuși, nu mai avem treabă. Da. Hai să ne întoarcem la ucisurile cu bugetul ăsta, pentru că suntem pe final. Hai să stabilim, pentru că este o problemă importantă. Spune oamenii la treabă.
Oricum, din 2 martie, dacă nu vă deranjez... Foarte, de ce să deranjez dacă le-ai... Dacă facem ședința multe partii. Ca oricât mai revizitați. Nu, deci nu-ți propun un termen, nu-ți propun un termen că nu muncești efectiv. În 2 martie. Deci nu muncești efectiv tu. Lasă oamenii să facă treaba cu responsabilitate. Lasă oamenii să-și facă treaba cu responsabilitate. Să vină așa cum am spus noi. Să ne documentăm. Pentru că această ședință... facem o treabă serioasă. O să avem din primarie la ce? Da, domnule, dimineață. Nu mai am bugetul. Nu mai am bugetul. Atât. În primarie la 8:30. Gata. Domnul primar, în legătură cu ordinii de plasare, angajații au acoperirii care... Au. Da? Unii merg în deplasare, am văzut că din... Da, au documente în spate, au adrese, prin care au adrese în spate, când sunt ceva ca instituții publice, da? Prin care certifică deplasare. Au ștampil la instituție unui scop și adrese. Și număr de registrare. Și dacă vreți să verificați... Nu ziua așa. Nu în 20 de zile lucrat în 10 plecate. N-au cum mai mult. Așa am observat eu din ordine de acolo. A, v-ați uitat? Da. Puteți verifica și ordine. Dacă v-ați uitat la primară... Dacă o fac așa, nu se mai poate trimite câte o hârtie. Nu, dar la primar v-ați uitat la nivelul 1? Primarul, deci primarul, domnule. Bun, deci s-a închisă ședința de Consiliul Local cu invitația de a ne prezenta... Pe data de 1.